Visați ca tatăl să moară într-o bună zi? După cum deschidea tatăl clanța de la poartă, noi cunoșteam dacă el e beat sau el e treaz. La creștini e interzis să privești porno? Masturbarea este un păcat. De ce femeia trebuie să se supună față de bărbat? Bărbatul este capul. Relațiile sexuale nu se admit decât în căsătorie. În legătură cu infidelitatea. Și ăsta este motiv pentru divorț. Creștinii acceptă metodele de contracepție. Abstinența este categoric interzisă în Biblie. Vorbim despre avort. Fertilizarea in vitro nu este acceptată. Homosexualitatea. Este o patimă gravă care se învață. Semnificația semnului 666. Că unii azi se tem că nu cumva să-mi pună cu vaccinul asta. Nu, nu, nu. Inconștient nu-ți va pune nimeni. E noriașii. Lasă bani la biserici. Într-o zi de duminică, poate să aduni, cred că 30-40 de mii. Bisericile ar trebui să fie impozitate. Pastorul Vasile Filat este invitatul interviului fără protocol de astăzi. Cei din domeniul ăsta care au legătură cu religia sunt mai rezervați atunci când vine vorba despre asemenea interviuri, despre sincerități. De ce? Aveți o explicație? Eu singur îmi pun întrebarea asta. Eu aș vrea ca colegii mei, pastorii, să fie mai mult prezenți în societate, să abordeze subiectele care sunt în societate, să iasă public. De altfel, și noi la Moldova Creștină, la televiziune, tot ne confruntăm cu asta. Este greu să invităm oamenii. Oamenii se tem de cameră, se tem de... Cumva ei se simt confortabil în biserica lor, la amvon, dar mai puțin în public. Nu știu, posibil să reflectă încă vremurile celea sovietice, când creștinii în general, dar mai ales creștinii evanghelici, creștinii baptiști, erau considerați sectă și cumva marginalizați și cred că undeva marginalizarea asta și-a lăsat amprenta. Pentru că eu de-a lungul timpului am tot încercat să invit preoți aici, pastori, unii spun mai târziu, nu e timpul potrivit. Probabil că este un subiect care mereu a provocat discuții în contradictoriu. Religia, da. Mă refer. Inclusiv dacă vorbim despre anumite culte religioase care s-au simțit cumva dezavantajate de-a lungul anilor aici în Republica Moldova. Ați depășit etapa asta de faza când baptiștii erau considerați sectanți? Dacă vorbim de societatea noastră, eu cred că am făcut un progres mare, dar tot s-a mai rămas. Încă există mulți oameni care tot consideră că baptiștii sunt sectanți, și... dar în general eu cred că societatea noastră a făcut un progres mare. Noi suntem respectați, avem toate libertățile, putem să ieșim oriunde. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru țara în care trăiesc, pentru libertatea religioasă care o avem. Noi avem libertate religioasă. Într-un sondaj spunea că noi suntem pe locul 11 în lume. Noi mă gândeam, dar cum poate fi mai bine? Cum poate fi mai bine decât la noi? Bine, noi avem toată libertatea religioasă, toți, din toate confesiunile, este bine, putem să ne exprimăm liber, nimeni nu ne persecută, nu... avem respect, respect de la autorități, respect unii de la alții. Mă rog să mai întâmplă cazuri așa, știi, aici cu alea, dar nu pot judeca despre o țară întreagă după un caz, două. Mereu am avut o curiozitate legată de baptiști. Republica Moldova, de fapt, este un stat sau un popor, noi suntem foarte vesel. Ne plac distracțiile și tot așa. Înțeleg că baptiștii nu dansează. De ce? De ce nu dansează baptiștii? Acum, știi, și eu încerc să înțeleg mai multe lucruri. Studiez istoria, uite, ți-am dăruit și o carte de istorie care o scriu acum, unele practici care eu vreau să înțeleg. Însă un motiv este pentru că nu găsesc practica asta la primii creștini. Vezi, la primii creștini spune cum decurgea închinarea lor, cântări duhovnicești, psalmi, așa, dar nu găsesc practica asta. Dar în același timp nici nu e atât de condamnat, adică nu ne deranjează. Iată, să zicem... La discotecă, da. Noi nu încurajăm tinerii noștri să meargă la discotecă. Dar cum se distrează? Cum se distrează tinerii noștri?
Tinerii noștri, ei au foarte multe lucruri interesante pe care le fac ei. În primul rând, poate pentru cineva o zic că nu, asta nu e distracție. Dacă ei se adună, studiază Biblia, cântă cântări duhovnicești, ei fac lucrări foarte frumoase de misiune, împreună toate le fac, au ore de închinare, au niște activități foarte interesante, biblice, duhovnicești, care îi ajută la zidirea caracterilor lor, la zidirea... Și îi văd foarte veseli totdeauna. Poate ar fi bine odată, nu știu cum, o imersiune așa în mediul lor să organizăm, că atunci veți vedea. Ei foarte bine se distrează, foarte interesant și distracția lor nu se termină cu bătăi, cu beții, cu distracția nu se termină. La o nuntă. La o nuntă, numai decât că au un mesaj, este pus accentul pe un mesaj frumos. Un mesaj frumos din care să fie înțeleasă semnificația căsătorii, să înțeleagă și mirii, să înțeleagă și cei care sunt prezenți. Toate celelalte lucruri sunt puse în așa fel ca să fie bun, dat aprecierea, dat tributul la părinți, la cei care sunt oameni, care, dar numai decât să iasă cu un conținut duhovnicesc. Cumva căsătoria să fie pusă sus căsătoria, instituția căsătoriei. Adică miza nu e pe distracție și pe veselie acolo, e liniște și pace la o nuntă. Este baptistă. Distracție și este veselie, dar este o veselie duhovnicească. Este o veselie duhovnicească, o distracție duhovnicească, este o desfătare, un timp plăcut. Cei care vin, ei rămân impresionați. De obicei, oamenii, iată, eu ce aud, la, de exemplu, la nunta copiilor mei, doi din copiii noștri sunt căsătoriți. Și la nunta copiilor, când au ieșit rudele, prietenii, au zis, vai, nu m-am gândit niciodată în viață, zici, că poate fi o nuntă fără alcool, că noi nu folosim alcool, poate fi o nuntă fără alcool, zice, și să fie atât de interesant, zice, am primit o profundă satisfacție să fiu la nunta asta. Și fără dans. Exact, dar ei, din mesajele astea care le-au auzit, din tot ce a fost, din toate activitățile cele care au fost acolo. Banul economisit are valoare dublă, se zice într-un proverb italian. Iar atunci când ai o grămadă de lucrări de renovare, este bine să nu arunci banii în vânt, ci să îi cheltuiești rațional, alegând cele mai bune produse. Și cum pregătesc niște modificări în studioul, astăzi sunt din nou la Supraten. În primul rând, îmi place că magazinele Supraten dispun de parcări spațioase pentru orice transport. Timpul este foarte prețios și e lăudabil când la magazin găsești foarte rapid un loc de parcare. Nu-i așa? Aici am descoperit un asortiment bogat de produse din toate categoriile de materiale pentru construcții și decor. Și cel mai important e că sunt în corespundere perfectă la capitolul calitate-preț. Dacă ai nevoie de ajutor, consultanții de la Supraten sunt pregătiți să te îndrume ca să faci cea mai bună alegere pentru ce e de ce ai nevoie. Etichetele la fel sunt foarte comode. Ușor diferențiezi produsele care sunt la reducere, cele sezoniere sau lichidările de stoc. Caută acest simbol pentru a beneficia de o reducere maximă la produse. Magazinul Supraten vine în întâmpinarea clienților săi cu o gamă mare de servicii. La cumpărarea gresiei și faianței, beneficiezi de design 3D gratuit pentru proiectarea camerei de baie și mixarea vopselelor. Ba chiar ai mai multe opțiuni de finanțare în caz că nu te încadrezi în buget. Ceea ce ai cumpărat poate fi livrat la domiciliu, iar dacă ai greșit dimensiunile sau ai intervenit ceva, poți returna marfa procurată. La achitare utilizează cartela de reducere virtuală, care este echivalentă cu cardul de plastic pe care tare des îl uităm acasă sau este de negăsit. Fă click pe linkul din descrierea acestui video, vezi online întregul asortiment de materiale, scule și accesorii, alege ce e de ce ai nevoie și poți face comanda online, economisind nu doar bani, dar și timp. Nu uita că orice renovare începe cu Supraten. Eu sunt surprins să vă aud așa acum cu aceste declarații, ținând cont că ați avut o copilărie destul de dificilă și cumva, da. Nu știu dacă ar fi corect, că ați fost distant de ce înseamnă aceste subiecte. Și, ei bine, spuneați că mama noastră mergea la biserică, tatăl mai puțin, dar am citit în autobiografia pe care ați scris-o pe site-ul moldovacreștină.md, apropo, foarte sinceră, și o să precizez aici o frază care m-a surprins. Tatăl meu a fost un om abuziv și cu multă părere de rău o spun, dar visul cel mai mare al copilăriei mele era să moară tatăl într-o zi. Credeam că atunci va fi cea mai fericită zi, când vom rămâne doar cu mama, care arată o mare afecțiune pentru noi, dar care era chinuită de tatăl nostru, tot așa cum și noi, copiii eram chinuiți mult. Deci,
Visați ca tatăl să moară într-o bună zi? Da, Dorin, cu părere de rău, confirm asta, așa era, cu părere de rău. Cu părere de rău, așa cum am scris și acolo, asta era visul. Mi-amintesc și acum, în copilărie, cum așteptam, mă gândeam, dacă s-ar întâmpla asta, ce s-ar schimba deodată viața noastră, ar fi cu totul alta. Alta ar fi cât, de exemplu, tatăl era paznic la baza petrolieră, neftebaza, așa ziceam, acolo la Lăpuș. Tatăl, când era la serviciu, cel la 24 de ore, el o zi lucra și trei era acasă. Și când era la serviciu, el, apoi, acasă la noi era rai cu mama, știi? Mama e o femeie blândă, cu minte, stăteam toți în jurul ei, ne povestea totdeauna interesant, făcea interesant, din orice știa ea să ne facă interesant nou. Și când venea tatăl acasă, noi eram, pentru că din orice lucru, absolut din orice lucru putea să iasă o explozie, putea să iasă o... Niciodată nu știam de unde va ieși următoarea bătaie și ca să-ți închipui, noi cunoșteam după cum se deschidea clanța de la poartă. Poarta de... Așa cum înțeleg ești de De la fier, țară, da. știi? Poarta de fier. După cum deschidea tatăl clanța de la poartă, noi cunoșteam dacă el e beat sau el e treaz. Așa ne-am învățat. Și noi când auzeam, când cunoșteam după clanță, noi toți ne ghesuiam după sobă, așteptând că să începe. Bătăile este groaznice, cu sânge, cu pereții de sânge. Aproape și era să facă o tentativă în copilărie. A fost aproape de a face o tentativă. De Să spun suicid? cu, nu de suicid, să dau un tata cu ceva. Aveam, nu știu dacă aveam 5 anișori. Cu rușine acum trebuie să spun lucrul ăsta și eu tare nu vreau ca lucrul ăsta să-l ia cineva care trece printr-o situație acum, sunt atâția copii care sunt chinuiți în țara asta noastră și cu părere de rău, vorbi mulți, fac la nivel înalt, se deschid organizații, dar pentru ei nu se face aproape nimic pentru copii ăștia. Ei sunt lăsați, ei sunt chinuiți, pentru ei nu se intervine, cel nenorocit rămâne să fie nenorocit mai departe. Și uite, tocmai de asta spun, ca să intervină cineva, să facă cineva ceva pentru a opri asta. Dar ca să spun încă o dată un caz ce a fost, când a venit acasă, când am venit acasă, eram copil, vreo 5 ani aveam, și eu când am intrat în ușă, am văzut cum mama stă așa în profil. Am văzut cum mama era în genunchi și o strangula tata pe mamă și mama în sânge toată. Și eu, copil, am luat savoc, îi zicem, nu știu cum e, fiecare da, de da. Care pui cărbunii în sobă. Eu am luat savocul și m-am pornit să-i dau în cap lui tata. Copil de 5 ani. Și el s-a întors și eu când el s-a întors, eu am aruncat și am fugit. Când m-a văzut. Și eu îi mulțumesc Domnului că el era atât de beat că nu a ținut minte. Nu, s-a șters din mintea lui imaginea asta. Că el nu a ținut minte că eu am fost așa sau poate nu a interpretat, nu a făcut legături, nu a făcut conexii, nu a făcut nimic. Dar am fugit, între timp surorile s-au dus, o chema vecinii, vecinii stemeau să intervină și asta o altă durere care o am, pentru că nu interveneau cei care trebuiau să intervină, nu interveneau alți când erau, bărbați nu sau, interveneau sau alți bărbați și asta e așa o durere care o am și nu știu dacă ai văzut și am vorbit de astea și în mesajele mele vorbesc, nu-i corect așa, când cineva este violent, ceilalți trebuie să intervină, trebuie să intervină, să oprească, dacă am intervenit toți am oprit rău. Dar era vezi, ce, dar vezi, super nu intervenim, puternic. Nu care era super puternic, uite așa se temeau oamenii, oamenii se temeau și oamenii, știi, oamenii că nu ne amestecăm în familie, nu, domnule, ne amestecăm în familie, nu ne amestecăm atât timp cât vorbești bine și frumos. Cât vorbești bine și frumos, dacă nu vorbești bine și când treci la violență, atunci ne amestecăm. În ziua când am fost ordinat eu, a trebuit să intervin să liniștesc pe unul distanță. În ziua când am fost hirotonisit, am venit țara, m-am culcat, obosit tare, dar am auzit că cineva tot așa își bate soția, am spus, când te mai bate odată, îmi spui mie, vine, cheamă mine să vorbesc eu cu el. Am venit, am căutat să liniștesc, nu vreau să liniștesc, l-am dat la poliție și l-au luat și l-au închis pe cât 15 zile acolo, pe cât l-au închis pe asta, dar după aia nu și-a mai bătut soția. Deci noi trebuie să intervenim toți și dacă spun asta ce spun, o spun cu rușine pentru ceea, cu durere pentru ceea ce s-a întâmplat, dar o spun tocmai pentru că vreau să nu se mai întâmple la nimeni. Eu eram copil, când ea a murit, eu aveam 9 ani. Dar eu țin minte când mic era și surorile mele o rugau plângând, parcă le văd acum cum plângând, surorile, mamă, divorțează mamă, să mergem să trăim noi liniștit, divorțează mamă. Și a spune, ei, dragile mame, ziceți voi așa, dar voi sunteți fete, cum o să vă măritați voi apoi?
Vezi, ea se gândea la alții, ea se gândea la ele. Ceea ce oamenii azi nu, oamenii vor azi să fie ei fericiți. Fiecare vrea numai fericirea lui și el nu se mai gândește la altul. Ea era gata să se sacrifice așa pentru că ea credea că dacă ea divorțează, ea le face un nume rău la surorile mele și atunci ele vor rămâne cu nume rău, ele nu se vor putea căsători sau nu vor avea o căsătorie reușită. Ele, așa credea mama. Mama nici măcar nu spunea la părinții lui, ei nu vroia să intristeze pe părinții ei. Părinții ei au aflat pe urmă de la alții, ea nu spunea despre asta. Ea îndura chinuri așa de mari, dar ea nu spunea. Păi, dar uite, așa sunt multe uite, femei și așa, acum, da, care tac și ascund ce se întâmplă în familiile rău, lor. Cu părere de rău. Și probabil faptul că ea n-a avut curajul să plece atunci din acea căsnicie, da, a și provocat, nu știu, că n-am înțeles până la urmă cauza decesului la 39 de ani. Ce s-a întâmplat cu mama? La 39 asta? De ani, mama s-a îmbolnăvit, mama s-a îmbolnăvit de cancer, dar mama tare a fost chinuită. Viața, ce să vorbim? Ea, după bătăi de astea, dinții, țin minte cum mânca usturoi ca să poată, că ea nu mai putea mânca nimic, ca să deci dinții, pierdea dinții, ce să vorbim? Niște bătăi groaznice de care nu ne închipuim. De care nu, eu mă mir cum ea rezista să treacă prin toate bătăinice. Dar cum ea a acceptat să-i facă atât de mulți copii? Unui bărbat care era clar că... Dorin, asta e... Alte vremuri erau, altă gândire, total altă gândire de cea care este acum. Nu se punea întrebarea în felul ăsta. Nu se punea întrebarea ca să nu accepte să-i facă sau să nu facă copii sau nu. Nu, mama s-a căsătorit, au vrut să aibă familie, au făcut copii, au mers înainte. Era alte vremuri, alte gândire. Este legătura directă între ceea ce s-a întâmplat și faptul că s-a îmbolnăvit de cancer. Da. Multe ori stresul și emoțiile negative duc la asta. Care a fost reacția tatălui atunci? Deci era în continuare violent cu ea fiind bolnavă? Da. Da? Și când era bolnavă și când era bolnavă pe patul de moarte. Da. Cum se manifesta violența asta, ea fiind pe patul de moarte? Asta e o dereglare psihică a unui... Bun, pe patul de moarte, da, parcă... Iată, de exemplu, nu dădea voie la rude să vină să o viziteze. Să vină rudele să o viziteze sau... Așa, cu multă durere, cu foarte multă durere, mama a plecat din lumea aceasta... Foarte îndurerat. Până atunci învățam bine la școală, eram gata, am devenit total absent, total, total. Și săraca sora mea, care a rămas cu sora mea, care avea 17 ani. Că taică-miu, gata, el nici nu a venit bine, nici nu ne-am întors acasă. El se gândea la însurătoare, dar până acolo, deci el era trist. Care a fost reacția lui în momentul în care a aflat că soția sau mama voastră a decedat? Păi când ne-am întors acasă de la cimitir, Seara asta a fost o lovitură mare pentru noi. Seara stăteam toți de acum înainte de culcare și taică-miu i-a spus sorei mele Lidia, care avea 18 ani. Și i-a zis, tu, Lida, zici, să nu te gândești la însurătoare, l-am măritat că eu primul trebuie să mă însor. Încearcă să te pui într-un context de ăsta în care eram noi. Știi? S-a auzit asta. Și asta a fost o lovitură groaznică pentru noi. Peste două zile este o nuntă în mahală la noi. Și taică-miu se duce acolo și joacă colaci. Și noi toți copiii stăm și privim cum tata nostru joacă acolo. Și asta o lovitură de neînchipuit. Și la scurt timp, gata, noi n-am mai putut fi împreună. Ați rămas pe drumuri. Deci n-am rămas pe drumuri pentru că atunci? N-am rămas pe drumuri pentru că avem unchi care s-au îngrijit de noi, frații mamei, fratele mai mic a mamei, el stătea în casa bunelor noștri, proaspăt căsătorit și el ne-a dăpostit, acolo am stat la el. Dar câți ați fost? Noi am fost 4. Sora cea mai mare era căsătorită, dar cu părere de rău era căsătorit cu un om care nu departe de tatăl nostru, știi? Și, tot violent. Da, nu puteam. Ea, sărac, avea necazurile. Ea mai mult avea nevoie de mâncăierea și de ajutorul nostru, sora aceea. Și dacă ar fi dorit să ne ajute să facă ceva, ea era într-o împrejurare grea. Și atunci, da, uite, unchiul ăsta tare frumos s-a îngrijit de noi și unchiul ăsta s-a luat de mine, că eu eram total absent. Eu învățasem bine la școală, nu mai vreau să învăț, nu vreau să fac nimic. Și unchiul ăsta veneam acasă, mă lua, mă punea cu cartea și hai înainte. Și la o vreme de-a mă lurâsem, că el știe că eu vreau să mă las toată lumea în pace. Să nu mai spună nimeni nimic. El mă punea
carte înainte, hai, fă, venea de la serviciu, unde era el, și s-ar stătea cu mine cu cărțile, hai, înainte. Tot din autobiografie, de ziua morții mamei mele a început să crească în inima mea o foarte mare ură pentru tatăl, pentru tată, și mi-am asumat că am responsabilitatea în fața mamei, a surorilor și a copilăriei mele distruse, să-l omor pe tatăl nostru. Da, eu am crescut tatăl copilăria, am crescut cu gândul ăsta, fără să-l spun la nimeni. Nu spuneam la nimeni, dar eram obsedat de gândul ăsta. Eu creșteam obsedat de gândul ăsta. Eu visam în mintea mea cum fac asta. Asta e groaznic. Asta e groaznic să crești așa. Păi da, cu timpul probabil... Avea să fac asta. Asta ca un soi de răzbunare. Cum... Da, da, da. Care era argumentul? Argumentul răzbunare. Argumentul era răzbunare. Să mă răzbun, așa cum ai citit acolo. Să mă răzbun pentru surori. În primul rând pentru mama. Eu mă vedeam obligat să mă răzbun pentru mama. Pentru surori, pentru copilăria noastră distrusă, mă vedeam obligat să mă răzbun. Și în momentul în care a apărut această posibilitate, ziceați că v-ați oprit. Ce v-a oprit? Ce m-a oprit? Eram student la facultatea de istorie, la anul întâi eram. Și într-o zi vine cineva, când de acum gata, planul meu era, se apropia de înfăptuiri, planul meu. Eu îmi făceam plan că mă duc, eu sunt student, nu știe nimeni nimic, și într-o noapte lucrurile s-au săvârșit. Și într-o zi aud veste din sat, vine și îmi spune cineva că tatăl tău a fost paralizat. Și eu m-am bucurat când am auzit asta. Cu rușine o spun. M-am bucurat, nu știam nimic din Evanghelie, nu știam nimic despre Hristos, nimic. Eu eram ateu, eram consumalist, ateu. Uite, atunci și eu m-am bucurat tare când am auzit asta. Dar trece o oră, trece două și eu descoper o milă în mine. Mi-e milă, mi-e încep să fac milă de tatăl meu. O luptă în mine care, cum, eu mă simțeam că eu mă trădesc pe mine, eu o trădesc pe mama, eu trădesc surorile, eu trădesc visul ăsta de răzbunare, eu trădesc tot așa deodată, cum, ce se întâmplă cu mine, ce, eu nu înțeleg ce cu mine, știi? Cu ce trece timpul, cu ce mai tare, eu sunt chinuit de mila asta pentru tata meu. Chinuit și stai, îmi vine gândul că eu trebuie să mă duc la el. Trebuie să mă duc să-l văd. El e paralizat, eu trebuie să mă duc să-l văd. Ne-am dus la el și când am intrat la el în salonul acela, el, știu, a rămas surprins, dar mă întreabă cum învăț tura, cum învăț tura. Știi, el avea prilej ca să zic, el avea alte motive să zic. Deci ar fi trebuit să-l... A, da... Pare rău că iau mult detaliile astea, știi, dar de ce s-a întâmplat paralizia asta? Pentru că s-a căsătorit sora noastră mai mică și i-au avut nuta, dar noi am avut două case și ne-au dat nouă casă și lui o casă și noi eram alături. Dar noi nu aveam spațiu unde să facem cortul, că nunta se făcea în cort. Și atunci am făcut în drum, jumătate din drum am luat cortul, știi, la gard, și, dar nu era în alt loc unde să fie pentru dans, pentru hor, pentru așa, era chiar în fața porții tatălui meu, dar era drumul, știi, dar în fața porții lui. Ne așteptam că o să fie scandal mare. El nu a ieșit, nu a zis nimic, dar cineva din femei care locuia vecini a spus când se ducea acasă în grădină, l-a auzit cum el plângea tare, bocea acolo de tot. Nici nu l-ați invitat la nuntă? Nu, că nu puteam avea nicio relație cu el, relație foarte cu scandal, numai cu de-astea erau. Nu puteam să-l... Și atunci, deci el a avut un prilej grozav, el atunci putea să... El nu a folosit prilejul, știi? El a fost o lovitură mare, că nunta fiicii lui a fost dată în fața porții lui și el nu a ieșit. Dar el nu a putut călca peste mândria lui, să-și ceară iertare. El nu a putut niciodată să-și ceară iertare. Și atunci, el, ce s-a întâmplat? După nuntă, dar el avea prilej, el putea să închipui. Ce frumos era atunci, ce ocazie grozavă avea el. Tare aș vrea să mă aud alții care au procedat așa, poate le dau o idee, mă, prin ceea ce spun, știi? Taică-mi, dacă ar fi ieșit atunci... Și ar fi spus în fața la tot satul, măi copiii mei, măi, eu am greșit în fața voastră, iertați-mă, măi copii, iertați-mă, am greșit în fața voastră, în fața mamei voastre, iertați-mă, măi. Măcar, nu știu, și făcea și el acolo, fie ce, iată, măi, fată, un cadou, îți dau și eu ție 100 de ruble sau ce este acolo, știi, ceva, pentru oameni, așa, ca să știi, el putea să o dreagă, dar el nu o dreagă. Și el așa o durere a luat, când a trecut foarte puțin timp și el o paralizat. Tânăr, 52 de ani avea când o paralizat. Și bun, a fost asta la spital, eu, ți închipui, după aceea mă mai ducem la el la spital, îl berbeream, că de fiecare dată îmi juram că nu mă mai duc la el, iar mă trezeam la el,
îl berbeream și dădeam cu lama pe gâtul acela și mă gândeam și eu gâtul ăsta am visat să-l tai până acum, dar eu, uite, așa, eu îl berberesc acum gâtul ăsta și eu cu ciudă și îl duceam cu pe umărul meu, îl plimbam, îl aduceam înapoi, mi era ciudă pentru binele care îl făceam, că eu cum, ce fel de om sunt eu, că eu nu pot să răzbun, nu pot așa, nu pot, între răzbunare și milă. Și odată am jurat că nu mă mai duc la el. Pur și simplu mi-am zis, nu mă mai duc la el. Și ce crezi? Nu m-am dus vreo jumătate de an. Și odată când m-am dus la Lăpușna, n-am nicio explicație cum m-am trezit la el în salon. Ia ca așa, știi, duhul meu m-a condus acolo, nu știu cum, știi? Am intrat la el în salon în luna mai. Și când am intrat, nu mai am intrat în salon la el în luna mai, erau mai mulți bărbați, jucau cărți și unul mai în vârstă din ei, cum am văzut, le-a spus la toți ceilalți, ieșim, ieșiți toți. Au ieșit toți și îmi spune, dă-te aproape de patul lui taică-tu. Eu m-am dat aproape, dar taică-mi de acum era ca și un cadavru care mai respira. El nu putea vorbi, abia mișca ochii în cap. El nu putea vorbi, nu putea, nu mai avea grai, nu avea nimic, știi? Și foarte mult efortul trebuie să fac. Mi-a luat mâna mea. A luat mâna mea și a pus mâna mea la pieptul lui. Și mă privea în ochi și curgeau lacrimi. Asta îl costa un efort mare pe el. Și eu știu orice cuvânt care spune, el își cerea iertare atunci de la mine, dar el nu putea spune, el nu putea exprima, el își cerea iertare, își cerea iertare. Noi ne-am privit în ochi, poate o fi fost 20 de minute, poate o fi fost 10, mie mi-a părut că a fost o veșnicie, mi-a părut tare, mult și încordat timpul acela când ne-am privit în ochi, știi? El nu putea zice nimic. Eu puteam zice și n-am vrut să zic nimic. Îmi pare rău acum, ar fi trebuit să-i spun că te iert. Te iert și gata, asta e tot. Și mi-am tras mâna, am ieșit și taică-mi a murit în ziua aceea. Deci taică-mi nu putea muri, de aia eu băcule, el nu putea muri, el m-a aștepta pe mine să vin. Și uite cum așa Dumnezeu a făcut lucrurile ca să ajung până la el atunci. Da, Dorin, așa mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a păzit să nu fac ceea ce era în mintea mea. În mintea mea, gândul care îl aveam de răzbunare. Așa mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am răzbunat, n-am făcut nimic, uite, în ignoranța mea, că nu știam nimic din cuvântul lui Dumnezeu, în întuneric eram, n-aveam nicio idee despre Hristos și învățătura lui minunată, știi? Dar Dumnezeu m-a păzit și eu nu m-am răzbunat. Studiile la universitate. Da. Facultatea de istorie la USM. Apropo, și eu am făcut istorie și filozofie, antropologie. La USM? Da, la USM. Oh, super! De ce facultatea asta? Sau prima opțiune disponibilă? Știi cum a fost, Dorin? Eu doream să merg la drept. Dar eu nu m-am informat bine în anul acela, pentru că în anul acela, înainte la drept, puteai merge numai după armată. Dar eu nu m-am informat bine, eu puteam să merg în anul acela la drept. Dar eu m-am gândit așa, merg la istorie și apoi mă transfer la drept. Am intrat la... Dar eu nu realizam că istoria e foarte privilegiată. Eu nu știu cum era când ai învățat tu, dar când am intrat eu să învăț, asta era cea mai de elită facultate. De aici, apoi toți ăștia, liderii de partid, toți ăștia, de aici ieșau, de la facultate, de la istorie, de la universitate, nu ieșau profesori de istorie, de acolo ieșau mai ales bărbații. Bărbații toți erau propulsați în poziții de astea înalte, ambasadori și așa mai departe. De acolo ieșau și eu nu realizasem când am intrat. Numai când am intrat, mi-am dat seama că aici este o facultate de deosebită și chiar era o atitudine frumoasă, profesor era. Eu tot atunci am început să practic taekwondo, artele marțiale, totdeauna am fost copleșit de ele, am început să practic artele marțiale și de acum eram așa de tare copleșit de artele marțiale, m-am împrietenit cu prietenii, mi-a plăcut și istoria, nu mai merg eu nicăieri, fac eu istorie. Vorbind despre artele marțiale și taekwondo pe care ați început să-l practicați, era în continuarea gândului ăla că vreau să mă răzbun și trebuie să fiu pregătit fizic să pot... Sau care este argumentul? Nu pentru a mă răzbuna, nu atât de mult pentru a mă răzbuna. Poate puțin ceva, dar nu atât pentru mult. Eu am fost totdeauna atras de artele marțiale, mai ales de componenta asta spirituală a lor. Eu am vrut totdeauna să fiu un bărbat puternic și bun. Vreau să fiu un bărbat puternic și bun. Atunci eu înțelegem că bun înseamnă și care să răzbună. Bun se încadra în termenul meu de răzbun. Uite, acum înțeleg, răzbunarea nu merge. Un bărbat bun este un bărbat care toate le învinge prin dragoste și bunătate.
Asta faci, știi? Dar atunci nu înțelegeam asta. Însă eu totdeauna am fost atras de componenta asta spirituală a artelor marțiale și chiar mi-s dragi tare, mi-erau dragi tare artele marțiale, știi? Și atunci era o aură de asta de misterios tare, care acum nu mai este așa, acum atâtea oportunități au tinerii, dar nu sunt așa de interesați. Era de fapt o perioadă dificilă, tot din autobiografie ați spus că Uniunea Sovietică se destrămase, țara era în haos, sportivii au început se ocupe de tâlhării și nu am rămas în afara acestui fenomen nici cei din grupul nostru de taekwondo condus de Ion Cheptene. În timp ce continuam să citim Biblia, mergeam să rezolvăm cu ghilimele conflictele altor oameni pentru bani. Nebunie totală. Deci înțeleg că erați sportivi și mergeați să rezolvați probleme, cineva a chitat pentru ca să bateți pe cineva, cum funcționa la modul practic asta? Amintește de racket? Da, da, asta și era. Asta și era, racket. Aveți un exemplu, două concrete? Nebunia este lipită de inima copilului, scrie în Biblie. În sens că lipsa de discernământ. Noi practicam arte marțiale, noi vroiam adrenalin, vroiam provocări, căutam provocări, dar atunci deodată așa s-a creat un context în care n-aveai de ales. Toți sportivii, mai ales arte marțiale, toți sportivii din orice alte sporturi se ocupau cu rachetul, dar încă noi cei care eram în arte marțiale. Și nici n-am văzut cum am fost atras acolo. De exemplu, prima dată mi-a spus antrenorul, Vasile, mai ia 2-3 băieți din grupă. Mi-a spus, trei băieți, vă duceți la vadul lui Vodă, îl găseți pe cutare și trebuie să, nu știu ce mi-a spus, îi rupe o mână, rupe un picior, nu știu ce mi-a spus, trebuie să faci, știi? Și în cazul ăsta ce se întâmplă? Vasile, care înțelege că asta e o ilegalitate? Ei, Dorin, asta nu gândeam în termeni de ăștia cu ilegalitate, nu gândeam în termeni de ăștia atunci. Atunci a venit o perioadă care voi n-ați apucat-o, bine că n-ați apucat-o. Anii ăștia 90 au fost așa, s-a destrămat Uniunea Sovietică și a venit așa o anarhie. Lumea, poliția nu avea nicio putere, mai mare putere aveau bandiții. Dacă oamenii vroiau să-și rezolve conflictele, la bandiți veneau, pentru că poliția nu putea să rezolve nimic. Ori chiar era corupt, ori chiar era lipsită de putere. Și atunci mi s-a spus că, uite, ăsta cred că a greșit ceva. Eu nu într-un detaliu, eu am încredere în antrenorul meu. Dacă mi-a spus că acela e vinovat și trebuie să plătească, să plătească. Și eu am intrat în sală și am spus, Simeon, Valera, nu știu care, mergem. Și am plecat. Și în drum, Simeon mă întreabă, Vasile, pe cine îl căutăm noi la vadul lui Vodă? Pe cine îl căutăm? Nu contează, Simeon. Vasile, spune-mi, te rog, pe cine îl căutăm? El insistă în drum, parcă văd acum mergeam într-un oazic de ăsta sovietic. Spune-mi, te rog, pe cine îl căutăm noi acolo? La cine mergem? În sfârșit, îi spun, ea așa îl cheamă, cu tare și cu tare. Vai, Vasile, zice, Vasile, ăștia sunt armați până în dinți, zice. Ăștia, zice, fac ciur din noi când ajungem acolo, ne împușcă. Vasile, dă-mi voi, te rog, eu... A, dar acela care era problema? Că acela nu întorcea niște bani nu știu cui. Că așa, noi rezolvam cu diestea, nu întorcea niște bani nu știu cui, avea niște datorii, nu le întorcea. Vasile, hai vă rog, zic, luați barca, tu du-te cu băieții și mâncați miere în livada aceea de la părâta, dar eu mă duc să rezolv. Și el s-a dus și a rezolvat și a întors bani, el nu știu cum se discute, el era de acum după armată, făcuse armat în trupele speciale, el știa și cum se discute, Simeon, toate le-a rezolvat. Ca să-ți închipui în ce context eram noi și cum Dumnezeu m-a păzit și sunt întreg și teafăr stau acum înaintea ta. Dar ați avut alte exemple în care chiar ați mers, ați bătut oameni, ați luat bani? Bineînțeles, dar cum? Da, asta făceam, asta era... Păi, dar vă analizați, ăla e copilul cuiva, e tatăl cuiva, e soț? Ai, Dorin, era... Mulțumesc Domnului că repede s-a oprit tot asta. Repede, foarte repede. N-a fost așa de mult. Dar nu vă era frică că o să ajungeți la pușcărie? Ce atunci? Nu era pedeapsă? Că eram lipsiți de discernământ, Dorin. Așa cum sunt mulți tineri, lipsiți de discernământ. Nu-ți gândesc. Omul când e tânăr, știi, butonul ăsta care spune despre consecințe, nu funcționează la om când e tânăr. Omul când e tânăr nu face legătura între fapte și consecințe. Omul când e tânăr nu face, el are nevoie să înțeleagă asta. Și de asta înseamnă discernământ. Când pe un copil îl înveți, tu te-l înveți, când între fapte este, sunt consecințe. Bine voi, dar antrenorul nu era conștient de faptul că vă expune? Nu te vedeai așa. Au existat aia discuții cu antrenorul? Unde păi da, ne-ați băgat? Pentru că el după aia am înțeles că a mers la Moscova, el e cel care el primul s-a întors. Calea asta. El deci primul s-a întors la Hristos. Că a greșit, că a păcătuit și e cel care
a început să fie cumva religios. El primul s-a întors la Hristos și apoi m-a chemat pe mine, că el era la, cât el eram la Moscova, eu conduceam toată echipa asta. Și atunci când el mi-a zis, eu am înțeles tot că eu citeam Biblia, eu știam de acum Biblia, o citisem în întregime, dar eu nu ajunsesem să înțeleg conceptul ăsta de naștere din nou. Și da, el tocmai a avut experiența asta nașterii din nou. Și atunci el m-a chemat pe mine să-mi explice. Și când el, dar eu l-am văzut pe el, l-am transformat total, o transformare radicală. Eu credeam că m-a chemat să-mi spună ce mai trebuie să mai rezolvăm de astea, știi, să-mi dea sarcini. Direct sarcini, da. Dar el m-a chemat să-mi explice asta și el m-a explicat cum e cu nașterea asta din nou, pe care el tocmai o... Ce înseamnă cunoașterea din nou? Iată într-o frază asta ce omul se redescoperă, redevine bun din start, realizează că a păcătuit, pentru că mi se pare așa o chestie, transformarea peste noapte, puțin da. Probabilă. Ei, vezi, așa credeam și eu, până când am experimentat-o eu singur. Deci asta este momentul când omul ia decizia să îmbrățișeze de plin, fără nicio rezervă, învățătura lui Hristos. Pe Hristos ca Domn și învățătura lui Hristos. Să urmeze învățătura lui Hristos așa cum e scris în Biblie. Să devină creștin. Deci a devenit creștin înseamnă a urma învățătura asta lui de plin. În momentul când omul ia decizia asta, Dumnezeu îi iartă păcatele. De plin, omul primește o iertare desăvârșită pentru păcatele săvârșite, toate care sunt pe capul meu și pe capul oricărui om, și în momentul ăsta Dumnezeu îi dă Duhul Sfânt. În Biblie se mai numește botezat cu Duhul Sfânt sau umplut cu Duhul Sfânt. Omul este umplut cu Duhul Sfânt. Și asta, omul a primit capacitatea să trăiască o viață neprihănită și să nu trăiască o viață cum frumoasă, sfântă, dar să nu trăiască prin chinuri proprii, prin eforturi proprii. Dar să o trăiască în bucurie, în plăcere. Aveți o declarație la subiectul ăsta, pentru mine foarte interesantă. Până în ziua de azi, soția mea Năstica spune că nu a mai văzut niciodată o transformare atât de dramatică în viața unui om cum a văzut la mine. Ce anume s-a schimbat atunci când ați revenit acasă de la Moscova? Ce s-a schimbat? Relația noastră cu ea? Cum erați când ați mers și la revenire, pentru că ea a văzut un om schimbat. Erați căsătoriți atunci? Da, eram căsătoriți. Eram căsătoriți, iată și acum, la aniversarea mea, ea a vorbit despre dragoste. Tare frumos. Mi-a organizat o sărbătoare așa. În viața mea n-am fost la așa o sărbătoare cum am avut acum, cum mi-a organizat ea și copiii. Și ea tare frumos a vorbit despre dragoste și a zis că a văzut dragostea lui Dumnezeu în mine imediat, pentru că eu am devenit interesat de binele alții, de binele ei. Atent la lucrurile care... Atent la ea, atent la nevoile ei. Lucruri care poate... Până atunci nu erau atât de vizibile. Eu totdeauna am iubit-o, totdeauna am ținut la ea, dar ea cred că a văzut o diferență mare. Viața asta a mea care era, ea nu știa de toată viața asta. Ea nu știa de mine. Ea știa, eu student la istorie, mai tot și, mă rog, și eu în familie, mă îngrijeam în familie, ea nu știa de viața mea. Nu că eu n-am fost, să zicem, acasă așa, sau cu beții, sau cu destii, eu n-am fost. Dar atunci eu cred că faptul că eu am devenit atent cu ea, tandru cu ea, am devenit, cred că, dar ea nu numai, cred că nu numai în relația cu ea, asta eu am văzut relația cu alții. Asta este un control în care îți stăpânești gândurile, dacă ești furios, reușești să te calmezi pe moment. Care este explicația? Pentru că eu zic, mi-e greu să cred în momentul în care un om este foarte așa aprins, foarte categoric, are un anumit caracter, merge acolo, descoperă ceva sau înțelegem mai bine cum să tălmăcească anumite declarații din Biblie și vine și el este totalmente schimbat. Da. Păi iată, ți-am zis că la nașterea din nou primești Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel care îți dă îndemnuri. El te îndeamnă. Și creștinul el se învață bine să deosebească astea. De exemplu, noi trăim într-o fire păcătoasă, care firea totdeauna te îndeamnă într-un fel. Dar Duhul Sfânt te îndeamnă cum să procedezi corect. Zicem, de exemplu, într-o supărare. Firea zice, zi-am așa. Zi asta. Ea spune, dar el nu a văzut asta. Așa. Duhul Sfânt spune, ia stai liniștit, ia calmează-te. Stai liniștit, aștept. Nu-i momentul potrivit. În perioada 2004-2008 ați slujit în calitate de pastor pentru misiune. Și la Biserica Sfânta Treime din Chișinău. Dar acum sunteți la Buna Vestire, tot din Chișinău. Ce implică meseria asta de pastor până la urmă? Slujba asta de pastor
cea mai mare responsabilitate pe care o am este să învăț pe oamenii care au hotărât să fie creștini, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-i învăț din Cuvântul lui Dumnezeu, să-i învăț învățătura asta, să le dau învățătură sănătoasă. Învățătură sănătoasă înseamnă așa cum a lăsat-o Iisus Hristos, fără a fi poluată cu opinii omenești, cu nu știu ce, tradiții, cu altele, să-i învăț din învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. Asta e responsabilitatea mea. Învățătura asta, dacă nu le dau o pildă, atunci învățătura asta devine o fățărnicie. Învățătura sănătoasă, și de-aia avem Biblia. Biblia este Constituția noastră, Constituția creștinului. Fiecare este responsabil să judece lucrurile după ceea ce este scris în Biblie. Dar vezi că Dumnezeu ne dă daruri duhovnicești. Daruri duhovnicești, iată, El ne-a pus pe noi, biserica e numită trupul lui Hristos. Deci El a pus în biserică, în trupul lui Hristos, pe pastori, și pastori inclusiv, pastori învățători, zice, pentru desăvârșirea sau echiparea credincioșilor. Pentru a echipa pe credincioși, pentru a-i ajuta pe credincioși să poată pune în aplicare învățătura asta. Și atunci, da, numai decât asta implică consilieri, asta implică învățătură, în toate aspectele, să le dau învățătură oamenilor. Cum și ai văzut că fac și pe internet inclusiv. Încă un lucru este curios, Biserica Buna Vestire se află în preajma mai multor instituții medicale. Și eu voiam să vă întreb dacă rugăciunile tratează oamenii? Numai decât. De diferite boli grave? Numai decât. Numai decât. Cum? Păi da, e puterea lui Dumnezeu asta. Asta este puterea lui Dumnezeu. Rugăciunea are foarte mare putere și continuu în Biblie suntem îndemnați să ne rugăm. Uite, seara ne-am adunat toți, ne-am rugat în biserică, totdeauna, fiecare zi de joi seara, ne întâlnim și ne rugăm pentru multe lucruri, pentru situația din țară, pentru situația politică, pentru politicieni inclusiv ne rugăm și numai decât ne rugăm și pentru bolnavi. Cum se face că mulți dintre cei care se roagă își pierd persoanele dragi? Se roagă și totuși au pierdut persoanele dragi. Păi, noi când ne rugăm și în rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem, facă-se voia ta. Precum încerc. Deci noi admitem voia lui Dumnezeu. Noi nu impunem, prin rugăciune, noi nu impunem voia noastră lui Dumnezeu. Noi venim, noi cerem la Dumnezeu, dar Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este Cel care hotărăște toate lucrurile. La drept vorbind, pe pământul ăsta viața fiecărui odată se sfârșește. Nimeni nu-i veșnic. Și viața aici pe pământ, în Biblie, este comparată cu un abur care se arată puțin el și apoi piere. Cum ai ridicat de pe cratiță, știi? Și ai pune și a fost, nu a mai fost. Atât e viața. Dar tocmai clipii, cum timpul ăsta scurt care îl avem, este un timp esențial pentru a lua decizii. Unde vom petrece veșnicia apoi? Aici. Că pe urmă nu mai putem. Dacă ratăm timpul ăsta, pe urmă nu mai putem lua decizia. Decizia trebuie luată aici, pentru veșnicie, unde vom merge. Și atunci noi asta ne dăm silințele, ca toți oamenii să înțeleagă, dar îi aparține fiecărui om alegerea. Eu și religia suntem două linii paralele. De asta eu o să vă adresez niște întrebări aparent rușinoase. Cei care cunosc Biblia, cu siguranță, poate știu răspunsul sau poate le-ați mai abordat. O întrebare. Dacă Dumnezeu ar exista, ar admite atât de multă suferință și nedreptate? Mor copii care n-au păcate atât de multe, de boli incurabile. Mor tineri cu visuri și planuri. Mor părinți care lasă în urmă copiii neajutorați. Dumnezeu vrea asta? Dumnezeu este Dumnezeu. Oamenii îl judecă pe Dumnezeu ca și cum el ar fi un om. Ca și cum el ar fi un om și noi împărțim ceva între noi oameni. Dumnezeu este Dumnezeu. În Biblie e scris că el este olarul și noi suntem lutul. Și nu poate un vas de lut să-l tragă la socoteală, nu poate vasul ăsta să-l tragă la socoteală pe meșter, dar de ce m-ai făcut pe mine așa, de ce m-ai făcut sticlă de asta, de ce m-ai făcut pahar de cel, de ce m-ai făcut așa, de ce așa, de ce atâta sunt, deci noi nu putem, Dumnezeu este suveran. Într-un loc, Apostolul Pavel spune, cine ești tu să pui astfel de întrebări? Deci noi suntem limitați oamenii. Noi nu putem, noi trebuie să admitem și admitem că suntem limitați în înțelegerea lucrurilor. Dar Dumnezeu ne dă capacitatea să înțelegem, să-L cunoaștem pe El și să înțelegem calea mântuirii. Cum să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, cum să ajungem într-o relație frumoasă, să rămânem cu El într-o relație frumoasă totdeauna. Asta este un mare har, un mare privilegiu. Dumnezeu este stăpân, El este suveran, El este creator, noi suntem creatura. Noi nu putem să punem, El e suveran, El răspunde și bine că e un Dumnezeu bun. Dumneavoastră înțelegeți nemulțumirea celor care își pierd persoanele dragi și își pierd și încrederea că Dumnezeu există? Chiar zilele astea am primit de la cineva un mesaj frumos și mi-a mulțumit.
pentru că a primit mângâiere prin răspunsul care l-am dat la întrebarea asta. Că eu când mi-a dat cineva întrebarea asta, supărat că a pierdut persoana dragă, pare cu o doamnă care și-a pierdut copilul, copilul nu știu, 3-4 ani sau ceva, a pierdut copilul și a murit copilul, niște împrejurări grele. Și atunci eu înapoi am răspuns persoanei astea, doamnă, Dumnezeu a fost acel care v-a dat copilul ăsta. Dumnezeu v-a dat copilul și v-ați bucurat de el, 3-4 ani de copilul ăsta, v-ați bucurat de el, ați trăit împreună cu el. Dumnezeu care este suveran a hotărât că îl ia pe copilul ăsta. Că atât o trebuie să fie copilul ăsta. Ce-ar fi ca dumneavoastră, în loc să fiți nemulțumit, să-i mulțumiți lui Dumnezeu? Pentru ceea că el v-a dat copilul ăsta, v-ați bucurat de el, ați avut, v-a lăsat o memorie frumoasă copilul ăsta. De altfel, uite, sunt atâția oameni care își blastămă viața pentru un copil. Oh, știu cineva din satul meu, o femeie care a rămas însărcinată, s-a lăsat să rămână însărcinată, numai ca să aibă un copil, să nu fie singură. Și copilul acela, când a crescut, își bătea joc într-așa un hal, cum nu se mai poate de femeia aceea. Și apropo, nu interveneau cine trebuia să intervină, iar ne întoarcem la întrebarea aceea. Da, putea să o trimită iarna să doarmă afară din casa ei care a construit-o, că el nu a fost în stare să-și construiască o casă. Și a murit omul acela acum, a murit tânăr pentru felul cum s-a purtat. Dar femeia aceea a vrut așa și apoi pe urmă a ajuns să fie chinuită și într-așa fel. Eu am spus, dar dumneavoastră v-ați bucurat de copilul ăsta. Copilul ăsta v-a lăsat o memorie frumoasă. Faptul că eu cred că ești fericit când... Iată, nu când ești fericit că a murit cineva, dar ești fericit că când a plecat persoana aceea, ea te-a lăsat cu un sentiment bun, plăcut, persoana aceea, bine că ai avut, ai fost cu persoana. Cum ai avut o întâlnire cu cineva, știi, și te-ai întâlnit, ai fost un timp bun, plăcut și eu îmi prilej să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Dumneavoastră aveți mai multe cărți scrise, una dintre ele este cu sfaturi pentru cuplurile tinere și vreau să vorbim despre instituția căsniciei sau a căsătoriei. Și aici o să vă rog, avem multe aspecte punctuale, așa să le luăm, cum să-ți alegi partenerul de viață potrivit și cum înțelegi că este potrivit pentru tine. Acum... Este foarte important când îți alegi partenerul de viață să știi că mergeți în aceeași direcție, că urmați aceeași învățătură. E primul lucru. Dacă nu urmați aceeași învățătură, atunci vor ajunge cum? Mergând în două direcții. Când oamenii intră în căsătorie, merg pentru a merge într-o direcție frumos, înainte bine, să înțeleagă bine. Dacă nu au aceeași direcție, nu urmează aceeași învățătură, vor fi ciocnirile astea care nu le va aduce împlinire, nu le va aduce bucurie și nu pot să realizeze. Da. Și interes comun nu numai în sens de a face copii, bun, că copiii fac tot, sau că zici facem copii și creștem copii. Nu. Care este învățătura care urmează? De aceea în învățătura creștină, Domnul Iisus învață că un creștin nu se poate căsători decât cu o creștină. Cu o creștină în adevăratul sens, care a îmbrățișat învățătura asta și urmează, pentru că ei merg în aceeași învățătură, ei trăiesc potrivit cu aceeași învățătură. Ăsta e lucru esențial în alegere. Pe urmă merg toate celelalte lucruri. Că dacă aici n-ai găsit înțelegere și nu mergi bine, toate celelalte pe urmă, rând pe rând, se dărâmă și le vezi cum ele se dărâmă și nu ajungi la... Aici am mai multe aspecte pe care am văzut că le-ați abordat și tare mult mă bucur că vorbiți deschis despre ele. Săruturile și mângâierile înainte de căsătorie, cum sunt văzute la creștini? Nu bine, nu sunt acceptate, nici măcar întâlnirile. Adică? Da, știu, asta șochează pe toți când aud. Dorin, întâlnirile astea între bărbați și femei, ele n-au fost nici înainte, ele au apărut acum, hai să zicem în ultima sută de ani, dacă nu mai puțin, că nici nu ultima sută de ani, 80-70 de ani s-au început, în perioada asta sovietică, ele n-au fost. Dacă întreb bunei, nu știu dacă ai bunei în viață și dacă întreb pe bunei, îmi pare rău, da? Uite, dacă ai, dai întreba pe oamenii de vârsta lor, eu își spun, ei nu s-au întâlnit, ei n-au avut întâlnire. Asta nu înseamnă că ei nu se vedeau. Oamenii se vedeau, să zicem, ei lucrau în câmp, că erau împreună, lucrau în câmp, se vedeau la biserică, la o clacă, la altă clacă, se vedeau. Dar nu era chestia asta că băiatul seara cu fata stau ei și așa, nu erau lucrurile astea. Acum, deci asta nu este o învățătură biblică, nicăieri Biblia nu spune lucrul ăsta. Dar cum înțelegi că îți place de acea fată? Cum înțelegi că ei îi place de tine? Păi cum simplu... vezi cum se poartă, de felul cum o vezi că se poartă cu alții. Pentru că din moment ce se încep întâlnirile, apoi ambii încep să joace teatru.
Da? Da, din moment ce se începe întâlnirile, ambii încep să joace teatru și să arate o altă persoană decât este realitate. Nu vezi că mulți spun, vai, dar cum, dar tu ai fost una și cu totul alta ești acum. Pentru că nu au văzut când a fost călcată pe picior. Cui de atunci când l-a călcat picior, când am fost într-o împrejurare în care ești flământ și trebuie să dai mâncarea ta altuia. A, vezi, când s-a strânit un conflict, îl vezi cum se poate. Bine, asta e etapa inițială, dar dacă stai o lungă perioadă împreună cu acea persoană, până la căsătorie, dacă comunicați, mergeți, nu știu, în vacanțe sau aveți, ai timp să o cunoști. Deci teatrul ăsta, la un moment dat, se limitează sau, practic, falsitatea nu mai există. Sau se încep niște conflicte de astea care, pe urmă, durează. Mai departe, să încep. Plus că deci, relațiile sexuale, ele, potrivit învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, nu se admit decât în căsătorie. Doar în căsătorie. Ele sunt pentru căsătorie. Și când zicem căsătorie, înseamnă atunci când a fost făcut, că nu în sens că dacă pentru că intenționăm să ne căsătorim, putem să începem atrații relații. Dar cum își dă seama un cuplu că este compatibil sexual? Știți că în ultima perioadă această noțiune este destul de prezentă, în care, nu știu, unul are mai multe pofte sexuale, are necesitate de a face sex mai des, altcineva e extrem de rar. Și dacă lucrul ăsta ei îl sesizează la etapa de cunoaștere până la căsătorie, deci respectiv pot să nu ajungă să se căsătorească. Dar dacă observă lucrul ăsta după ce deja s-au căsătorit, deci vor avea o viață de coșmar. Compatibil sexual, cred că nu sunt la 100% niciun cuplu. Și pe parcursul vieții lucrurile așa se schimbă. Unul s-a îmbolnăvit, intervine sarcina, o intervenit aceea, o intervenit ceva și trebuie să ai răbdare, să te ajustezi la celălalt. Dar Biblia ne dă învățătura Domnului Iisus Hristos, e foarte frumoasă privitoare la relația sexuală. Iată, învață așa. Spune bărbatul să-și împlinească datoria de soț față de nevastă. Deci ai oferi o relație sexuală calitativă care îi aduce bucurii și împlinirii soții, este o datorie de soț. Deci tot astfel să facă și nevasta față de bărbat. Deci ea trebuie să se îngrijească. Asta în căsătorie, dar până la căsătorie, deci efectiv doar se cunosc așa distant, nu se întâlnesc, el o cere în căsătorie, s-au căsătorit. Da, exact. Și atunci, dacă ei știu gândul ăsta, el știe când merg în căsătorie asta, nu înseamnă că în căsătorie voi întreține relații sexuale numai atunci când eu vreau, când îmi place mie și gata, nu, te gândești la celălalt. Păi da. Și merg ambii cu gândul ăsta în căsătorie, totdeauna se gândește la celălalt. Spune bărbatul să nu lipsească pe nevastă de datoria de sus, nici femeia. Bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Nici nevasta nu este stăpân pe trupul lui, ci bărbatul. Aici discutăm, dar vreau încă o precizare aici extrem de importantă. Deci, în momentul în care... Dar ca să-mi termin eu gândul. Deci asta, când oamenii merg cu gândul ăsta în căsătorie și înțeleg că trebuie să împlinesc nevoia aceasta de relație sexuală partenerului. Da, dar dacă atunci, soția nu are poftă, nu are dorință într-o seară. Atunci nu trebuie... într-o seară, păi nu. Sau într-o săptămână. Sau... Tocmai de ce aș spun că trebuie să ai răbdare, trebuie să ai îngăduință, trebuie să te gândești cu privire la celălalt. Te gândești? O precizare. Deci, la creștini este obligatoriu, să înțeleg, sau de dorit ca ambii să fie virgini atunci când se căsătoresc. Și asta înseamnă că ei trebuie să căsătorească cât mai rapid. Mă îndoiesc cineva o să stea până la 25-30 de ani fără să, nu știu, are tot felul de gânduri, ispite și tot așa mai departe. Într-o lume plină de ispite. Da, sunt care se căsătoresc și noi încurajăm să se căsătorească la orice vârstă. De la ce vârstă minim ar fi? Da, avem în biserică care s-au căsătorit, de exemplu, avem fete care erau la liceu și s-au căsătorit. Este bine, este ok și sunt bine, au făcut liceu, au copii, au făcut universitate, sunt bine, au făcut facultăți, au merg bine înainte. Da, dar ies că ei trebuie să se căsătorească, ei vor să întrețină relații sexuale și dacă sunt responsabili, deci ei efectiv se căsătoresc pentru a cunoaște această plăcere. Da. Sau a înțelege dacă în general asta le provoacă plăcere. Vi se pare corect asta? Da, da, așa e corect. Așa este corect și așa îi vedem pe toți fericiți, îi vedem bine. Cei care respectă și trăiesc potrivit cu învățătura asta, îi vedem foarte fericiți și eu tare mă bucur ca și pastor să-i văd. Avem multe cupluri în biserică. Dar aveți și exemple în care ei s-au căsătorit, spre exemplu, și au realizat că de fapt nu se potrivesc. Se cunoșteau foarte puțin. Sau aici, deja, dacă ți-asumi căsătoria?
Nu, bine, se întâmplă și situații de astea care oamenii devin interesați de alte lucruri, s-au luat cu lucrurile, de obicei orică s-au luat cu pornografie, au fost cazuri sau cu ceva și atunci s-au stârnit alte gânduri, alte pofte, alte și s-au ajuns la acolo. Ia că chiar ieri am avut o discuție cu cineva care încearcă să salveze o căsătorie. De ce? Dacă nu mai funcționează, la ce bun? Ei, poate va funcționa, că nu o să funcționeze mai departe. Acolo unde se duci dărâmând aici așa tare, cu experiența dărâmării de aici, nu poți să zidești ceva mai bun. Nu va putea zide mai dar bun. Dar care e problema? Care e problema? Păi problema, uite, s-a pornit că o privici, nu trebuia să privească, s-o... Dar ce, la creștin e interzis să privești porno? Da. Curios. Dar da, care e problema? Care e problema? Domnul Iisus a spus, cine se uită la o femeie ca să o poftească, așa prea curvit cu ea în inima lui. Toate gândurile astea, toate cum să zic, imoralitatea aia se pornește la nivelul minții. Păi, dar poți mergi pe stradă să vezi o femeie atrăgătoare și să prea curvești. Bineînțeles, pot, tocmai de aceea. Păi și ăsta e motivul de bază? Nu, tocmai de aceea un creștin trebuie să învețe. Trebuie să învețe cum să fugă de imoralitate, cum să-și stăpânească mintea, să-și stăpânească mintea în bine, în liniște, în pace, ca să nu se fie derutat de ori de lucruri de astea. Curios, nu știam că... Da, exact. Privirea păi tocmai... filmelor porno este... Păi da, uite, interzis. Tocmai, după ce privești filmele astea porno, vine și cere soției lucrurile care le vede acolo. Ce femeia asta ce-i de rău? Păi da, femeia asta din momentul ce la ea, cum, începe să vadă jucărică sexuală aici pentru asta? Deci asta afectează. Curios, de ce jucărică? Mai vezi anumite practici, adică mai faci o diversitate în viața sexuală, pentru că atâta timp cât ei s-au văzut doar unul pe celălalt, nu au mai văzut, nu știu, niște imagini, nu au mai văzut ceva video, imaginația normal că este cumva limitată. Frumusețea este să descoperi ei unul pe altul, acolo vor avea frumusețea și satisfacția vieții intime când se vor descoperi ei unul pe altul, fără intervenții de astea din afară. Asta tocmai de ce este un domeniu intim. Care este poziția bisericii față de masturbare? Masturbarea este un păcat. Și, păi, până la urmă asta nu-i prea curvie, dar în momentul în care, să zicem, că un cuplu este necăsătorit și el are anumite, nu știu, pofte, necesități sexuale, masturbarea ar fi o soluție. Și mai ales că, nu știu, specialiștii în domeniu recomandă masturbarea ca o relaxare sau eliberarea tensiunii sexuale în momentul în care ea există, pentru că unii săvârșesc crime grave din cauza că nu-și pot stăpâni această energie sexuală. Deci cum argumentează de ce este un păcat masturbarea? Pentru că ea tot începe la nivelul minții, pentru că omul nu-și controlează mintea. Vezi, învățătura Domnului Iisus Hristos, ea ne învață să ne ținem mintea în control, într-o stare bună, într-o stare bună, care are pace, o pace a minții. Și faptul că omul, și practicarea asta a masturbării, pe urmă dă alte efecte rele, nu puține au ajuns impotenți și au probleme pe urmă în cuplu, tocmai pentru că... Nu, științific este demonstrat că masturbarea nu provoacă impotență. Cel puțin, nu știu, dacă nu vorbim de exagerări și fanatism. Admit că sunt tot felul de păi, chestii acolo. Dar presupun că unii, fără să se masturbeze, ajung să fie impotenți, pentru că au predispoziție. Da, deci învățătura asta Domnului Iisus Hristos ne învață ca să avem pacea minții, bucuria minții. Și atunci când înveți, însușești lucrul ăsta, atunci nu este o problemă și ca să înveți, te înfrânezi de la lucrurile astea. Înfrânarea este o virtute. Înfrânarea este o virtute și te înveți să te înfrânezi, înveți să nu te aprinzi, să nu ți-a prins. Din moment ce dacă tu singur te expui și ți-a prins poftele, pe urmă hai să te lupți cu ele, că tu le aprinzi. Nu, un creștin înțelept, el nu se expune la lucruri care, tocmai de ce, nu se expune la pornografii, nu se expune, iată, despre un om neprihănit în Biblie, Iov îl chema, spune, el a făcut un legământ cu ochii lui să nu-și oprească privirea asupra unei fecioare. Adică o fecioare în sens o femeie atractivă, sexuală. El a făcut o înțelegere că zice, a făcut un legământ cu ochii lui, să nu-și oprească privirea. Nu vrea să-și tulbure mintea.
Într-un alt loc în Biblie scrie, păzește-ți inima, adică mintea, păzește-o mai mult decât orice, că din ea iese izvoarele vieții. Învățătura Domnului Iisus te învață cum să păstrezi starea asta bună a minții, care îți aduce bucurie, fericire și ții și alții și poți să-ți trăiești viața frumos. Ești holtei până te căsătorești, poți trăi bine și dacă ai învățat înfrânarea, de înfrânare vei avea nevoie și când te căsătorești. Ce facem cu persoanele care nu-și găsesc un partener, fie femeie sau bărbat? Și efectiv nu din voința lor, dar nu au pe cineva care să fie pe aceeași lungime de undă. Efectiv au capacități de comunicare mai limitate și sunt singuri. Ei nu au dreptul să fie fericiți? Ce facem cu ei? Păi, ei să nu cunoască plăcerea, nu știu, a sexului. Omul trebuie în primul rând să-și pună ca și țintă relația lui cu Dumnezeu, intrarea în împărăția cerurilor, mântuirea. Asta este ținta principală. Și căsătoria, în căsătorie să nu fie abătut, sau cum, problema asta a căsătoriei să nu pună într-așa un fel încât să fie abătut de la ținta principală, de la mântuire. Cât privește nevoia, dacă Dumnezeu e cel care El pune până la urmă și căsătoriile și toate. Și trebuie să-i aducă și problema asta în rugăciune, să-i o spună lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu dacă persoana este singură, deci el efectiv face păcat dacă întreține relații sexuale cu cineva. Da, da. Păi nu, trebuie să aibă răbdare până se va căsători. Exact așa scrie în Biblie. Asta se întâmplă până la moarte. Din pricina curviei, așa scrie, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare nevastă să-și aibă soțul ei, bărbatul ei. Deci o persoană necăsătorită trebuie până să la... Să se căsătorească, da. Până dacă vrea să fac sex, dacă nu... Doar în cadrul căsătoriei, da. Doar în cadrul căsătoriei. Am înțeles. Supunerea soției față de soț. Văd că destul de des o abordați și este precizarea asta în Biblie. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nevasta să se teamă de bărbat. Eu, de fapt, sunt adeptul unei relații pe picior de egalitate între bărbat și femeie, în care ambii contează, în care opiniile sunt la fel de mult cântăresc. De ce femeie trebuie să se supună față de bărbat? Chiar azi dimineața am studiat lucrul ăsta din Scripturi. Deci Dumnezeu a instituit ierarhia asta, dar nu înseamnă că femeia este inferioară bărbatului. Dumnezeu când a creat omul, a creat parte bărbătească, parte femeiască. Ei sunt egale în sens că au fost creați de același Dumnezeu, au fost creați după același chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci ca și valoare suntem absolut deopotrivă, ca și rol am fost puși diferit. Iată, spune bărbatul, și bărbatul nu înseamnă că el e de capul lui. Deci Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul nevestei. Da, da, așa este scris în Biblie. Dumnezeule. Da, 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 așa este scris în Biblie. Și Dumnezeu a pus ierarhia asta, a pus rânduiala asta, ordinea asta. Acum, deci când spune că femeia să fie supusă bărbatului... Ce înseamnă asta? Și îi spune, deci, sau să zicem, de frecă, de teamă. Iată, de exemplu, același cuvânt e folosit despre să avem frică de Dumnezeu. Acum lumea și închipui în contextul nostru, mă dăunesc frică că o să-mi dea cu ciomagul sau ce o să fac asta frică. Nu? Eu mi-amintesc la cununia mea, la cununia noastră. Noi ne-am cununat încă în Biserica Ortodoxă fiind. Și când preotul a citit femeia se teamă de bărbat, nănașelul i-a dat-o în ghiont, nănașelul, că auzi, fa? Se teamă de bărbat. Dar nu a auzit ce a fost spus acolo, ce a fost spus mai înainte. Deci în textul acela spune așa, femeia să se teamă de bărbat înseamnă să-i arate un respect profund. Un respect profund bărbatului, se poartă cu un respect profund. Dar bărbatul să se teamă de femeie? Bărbatul spune să-i dea cinste femeii ca unui vas mai slab și spune să o iubească pe femeie ca pe trupul ei. Păi, ca pe trupul lui. Discriminare aici, ca unui vas mai slab. Eu, în terminologie modernă, asta este o discriminare. Nu, dar acolo înseamnă ca un vas mai fragil, care trebuie să fii foarte atent, un vas fragil. Vezi, este un vas de metal, este dacă cădea, nu nicio problemă. Dar acela este un vas de mare preț, fragil. Spune să dea cinste femeii, că acolo spune să dea cinste femeii ca unui vas mai slab. Dar să dea se cinste. Supună ce înseamnă? Să se supună. Iată, să se supună acolo, spune să se supună cum se supune Hristos, biserica lui Hristos.
cum noi, cum eu bărbatul mă supun lui Hristos și nu îmi spune mie bărbat, nu ne spune nouă bărbaților acolo că noi trebuie să le supunem pe femei și la tot pasul spunem, auzi, trebuie să asculți de mine, trebuie. Nu, asta este relația ei cu Dumnezeu. Dacă ea a hotărât că ascultă de Dumnezeu, ea va fi supusă mie. Ce înseamnă? Că atunci când noi avem de luat o decizie, asta nu înseamnă că nu mă sfătuiesc cu soția, că nu discut cu ea, nu, nici de cum. Că în Biblie, Dumnezeu când a creat femeia, a creat-o să fie un ajutor potrivit pentru bărbat. Un ajutor potrivit, asta înseamnă cineva cu care fac toate lucrurile împreună, le facem împreună, ne sfătuim. Ca o completare, un ajutor potrivit. De ce ambii nu pot fi entități separate și împreună să fie mai puternici? Un tot întreg. Păi nu da. Cineva să fie capul, cineva să fie cel care se spune. Dar vreau să înțeleg cu spunerea asta. Eu înțeleg că unele chestii probabil nu au o explicație scurtă și clară. Nu, dar aici am vrut să zic, dar când ajungem în contextul familial, dacă bărbatul a decis că așa e, soția mai poate să îi aducă contraargumente și el să înțeleagă că de fapt ea are mai multe argumente și să își schimbe opinia. Dar vezi, ține de ea, este alegerea ei. Ea poate alege să fie supusă sau poate alege să nu fie supusă. Domnul Iisus o învață, învățătura lui Hristos o învață să fie supusă și să fie supusă în limitele învățăturii astea. Că el poate cere niște lucruri care ies din limitele astea. O trimite la furat sau nu știu ce unui face. Dar unii bărbați abuzează de asta. Cei care sunt violenți, de exemplu. Nu, și nu trebuie, nu poate o soție să meargă așa. Deci supunerea în limitele învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos, în limitele învățăturii este pentru a face bine. Dar ce înseamnă asta atunci când se ajunge la luarea unei decizii? La luarea unei decizii va avea ultimul cuvânt bărbat, pentru că dacă s-au ajuns, de exemplu, hai să zicem, un caz concret. Ea vrea să plece, să locuiască în America. El vrea să rămână aici. Și așa de tare s-a ajuns conflictul, că până acolo el rămâne aici. Ea pleacă în America. Dacă femeia asta ea hotărăște să fie supusă, ea va rămâne, va ceda la asta, va rămâne aici pentru că vrea să fie așa, să fie supusă. Dacă ea hotărăște că nu va vrea să fie supusă, ea va merge și iată se va crea un astfel de conflict. Dar ies că ea face un păcat, pentru că nu se supune. Da. Vreau să zic, Dorin, uite, întrebarea asta știi că mai ales în contextul nostru, așa creează, parcă, nu, vreau să-ți spun că în familiile creștine oamenii trăiesc cu multă armonie și nu se socot cu soțiile, ba invers, se socot cu soțiile mai mult decât cred oamenii. Rolul femeii și a bărbatului în familie, care ar trebui să fie? Da, bărbatul este capul. Așa. Bărbatul este capul și asta nu înseamnă neapărat, că asta e total greșit înțeles, că e cel care bate cu pumnul masă. Nu, asta e interpretarea de asta, moldovenească, de-a noastră, știi? Nu, n-are nimic cu bătutul cu pumnul masă. Capul familiei înseamnă că își bate capul pentru familie. Cum zicem noi, își bate capul, înseamnă că mă îngrijesc tare de toți. Lui îi revine responsabilitatea, el e cel care trebuie să se îngrijească. Să îngrijească de soția lui, numai decât e cel care are grijă de să împlinească nevoile lor. Să împlinească nevoi. Și asta, dar nu numai să aducă bani. De la el se așteaptă să împlinească toate nevoile familiei. De la el, că, uite, mulți cred că dacă aduc bani, gata, ei rolul de tatăl l-a împlinit. Dar el odată nu stă să discute cu copiii ceia, să vorbească cu ei de la un tată, să așteaptă să dea mângâieri, învățătură, îndreptare, mustrare unde trebuie, toate lucrurile așa încât să meargă bine familia înainte. Mulți și-au abandonat rolul. Stai că dacă este mama, lasă că mama. Și mama crede că școala rezolvă asta și rămân copiii pe nicăieri și nimeni nu se mai ocupă de ei. Nu, un tată trebuie să se ocupe și de lucrul ăsta. Dar asta spune un bărbat în relația cu soția lui să o iubească ca pe trupul lui. Cum Hristos a iubit biserica? Până la sacrificiu. Așa învață Scriptura. Până la sacrificiu să fie gata să-și iubească soția. Numai decât să se îngrijească, zice, să o hrănească, să se îngrijească de drag, cu drag de ea, cu drag, bine, să se îngrijească de toate nevoile ei, a soției. Cât privește soția, tot, deja am vorbit, să-i fie supusă, să se supună și să se poarte cu tot respectul, cu el. Așa este bine. Cât privește celelalte, iată, de exemplu, despre femei, spune femei să se îngrijească de casele lor, să fie gospodine la casele lor. Este bine. Să creeze confortul ăsta, să-l creeze bine în casele lor, nu înseamnă că nu pot merge la serviciu sau ceva. Nu, categoric nu merg, dar totuși știi că este o responsabilitate a lor. De ce aceste roluri nu pot fi inversate?
Dar nu trebuie să inverseze rolurile. Dar un bărbat trebuie în același timp să-și asume bine responsabilitățile lui. Nu înseamnă că stă cu picioarele a, sau se duce la bar. Soția s-a dus în Italia și el cheltuie toți banii la bar. Nu, nu, nu. Aia nu-i bărbat. De-aia ne trezim. Deci problema este că bărbații nu mai vor să ei își abandonează rolul lor de bărbat. Asta e o problemă mare. Care și femeile sunt învoite să preia inițiativa. Da, da, de acord. Și asta e trist, asta e foarte trist. Și femeile nu sunt fericite pentru că nu au bărbați. Femeile vor să aibă bărbați. Vor să aibă bărbați care le protejează, care vor să simtă bine, să știe că au bărbați. Și asta e o problemă. O problemă care o avem în poporul nostru și ne doare asta. Când chiar acum, unde? Ieri am fost și am luat masa undeva cu nepoțica noastră și auzeam un cântec popular acolo și în cântecul cel popular spunea că mă duc, nu știu unde, la Crâș, mă beau un pahar, vin acasă și îți arăt că sunt bărbat. A, deci cu o sobată. El atunci nu mai arată că e bărbat, când o sobată. E bine, asta sunt extreme. Deci, da, altfel el nu-i bărbat, știi? Vreau să mergem mai departe. În legătură cu infidelitatea. Dacă un bărbat creștin sau o femeie creștină este infidelă, ea poate fi iertată sau această căsnicie nu mai are viitor? Deci ăsta este motiv pentru divorț. Este motiv foarte serios pentru divorț. Da, prea curvia este motiv foarte serios pentru divorț. Dar noi totdeauna ne luptăm și eu și alți pastori ne luptăm să salvăm căsătoria. Să fie iertare, să se ierte unii pe alții, să se ierte cu iertare desăvârșită și să meargă familia. Și care sunt argumentele pentru ca să aibă loc această iertare? Că ce a fost o întâmplare? Când a fost așa, dacă s-a întâmplat că a fost așa, a fost un accident. A fost dar ceva, cum un accident? Pentru că e vorba că faci sex cu altă persoană, asta nu poate fi accident. Ai control, oamenii nu sunt animale, au rațiune, pot să-și stăpânească emoțiile. Pentru că, mergând mai departe, nu cred că oamenii vor, adică în sens prea repede așa, părăsind căsătoria, prea repede mergând la divorț, nu... Să nu se aștepte la fericire intrând în altă căsătorie, așa, ruinând, dărâmând, am mai vorbit odată despre asta, că tot pe ruinii de astea nu pot să zidi lucruri mărețe și familii frumoase pe ruini. Să încerce să restabilească familia acolo unde este o pocăință adevărată și eu știu cazuri, eu că la mine ca și pastor au venit oameni care au trecut prin crize de felul ăsta, s-a întâmplat, dar care cu adevărat s-au pocăit cu adevărat, în sens au regretat, au părăsit modul cel vechi de trai, au trăit frumos și au revizuit viața și acum trăiesc bine, adică trăiesc fericit. Adică este loc de întoarcere, da, omul conștientizează. Bineînțeles, eu cunosc familii care și acum sunt fericiți, sunt bine și au depășit asta, au iertat și au putut să meargă înainte. În cadrul unei căsnicii, sexul este doar pentru conceperea unui copil sau poate fi și pentru plăcere? Pentru plăcere. Asta prevede? Da, bineînțeles. Biblia. Bineînțeles. Vorbește pentru că mult. Am găsit aici o precizare, bărbatul are datoria de soț față de nevastă sa, ce zicea și dumneavoastră, și tot așa și ea are datoria față de bărbat. Și asta presupune plăcere. Dar dacă zic datoria de soț, înseamnă presupune... Dar dacă ea nu are necesitatea asta, nu își dorește acest lucru, dar bărbatul o terorizează cu versetul ăsta că ea trebuie să-și facă datorie față de bărbat. N-ar trebui să o terorizeze, dar ea trebuie să înțeleagă că dacă a intrat în căsătorie, atunci asta este o datorie, să te îngrijești, nu poate ea să-l terorizeze. Așa, nu se poate teroriza unul pe altul. De altfel, iată acum, la seminarul ăsta le-am spus, dacă nu ai necesitate pentru sex, nu ai, nu este, nu-ți interesant sexul. Sunt așa oameni, bărbați, femei, care nu-l interesat. Apoi nu intra în căsătorie. Dacă tu poți trece fără asta, nu intra în căsătorie. Vrei copii? Vrei copii. Poți să le slujești la atâția copii. Sunt atâția copii orfani, sunt atâția care au nevoie să le slujească cineva, vorbind, dar nu intra în căsătorie, pentru că nu poți. Asta e ceea ce face căsătoria diferit de tot restul. Deci dacă tu crezi că nu, pentru tine nu e interesant. Deci dacă te căsătorești, trebuie să fii conștient că trebuie să faci și sex. Exact, trebuie să fii conștient că asta este o datorie conjugală pe care o ai și trebuie să o îndeplinești. Și nu te poți eschiva de la ea, este o datorie a căsătoriei. Asta face căsătoria diferit de orice altă relație din lumea asta. Faptul că întreținerea relațiilor sexuale nu e doar pentru conceperea unui copil, dar și pentru plăcere, asta înseamnă că creștinii acceptă metodele de contracepție. Creștinii acceptă metodele de contracepție? Da, da, da. Deci folosesc creștinii metode de contracepție?
Acum, dacă noi vorbim acum despre învățătura Bibliei, o metodă de contracepție care, cu părere de rău, au folosit-o unii și care categoric este interzisă de Biblie, abstinența. Este abstinența. Abstinența este categoric interzisă în Biblie. Noi le spunem la oameni și învățăm ca să nu accepte metode de contracepție avortive. Deci metodele de contracepție avortive sunt atunci când embrionul zigot a fost format și el este apoi eliminat din organism. Ăsta este avort. Avortul este un păcat, ăsta este omor. Vorbind despre avort, înțeleg că creștinii nu trebuie să facă avort. Nu, categoric nu. Naște toți copiii. Da. Indiferent de situație? Dacă mergi la medic și sunt contraindicații pentru sănătatea femeii. Iată, dacă noi, familia noastră a fost așa. Așa. Familia noastră, la al treilea băiat al nostru, după ce s-a născut al doilea copil al nostru, David, medicii ne-au spus că soția mea nu mai poate avea copii, că este în pericol viața ei. Și, mă rog, pentru că ea alăpta, în perioada cât alăptează, nu, nici nu te aștepți că mai devine sărcinată. Da? Ne-am bine, trezit, soția este sărcinată, da. Trebuie să te aștepți. Bun. Deci soția mea a rămas însărcinată. Când am mers la medic, medicul ne-a spus, zice, este în pericol viața ei. Ce faceți? Eu încremenit stăteam. Deci eu trebuie să aleg mare copilul sau mare soția mea. Ce fac eu? Și? Ce fac eu? Și eu mi-am spune, trebuie să spuneți. Ce faceți? Noi trebuie să facem avort. Medicul îmi spune, trebuie să facem avort. Și un medic bun, care noi nu putem, nu avem încotro. Deci era o lovitură groaznică pentru noi. Eu nu știam, nu puteam să zic nimic. Nu puteam să zic, cum, ce să zic, nu pot. Dacă ar fi opțiunea că eu mor și ei rămân doi, eu asta o aleg, asta îmi place să o aleg. Dacă așa opțiune. Dar opțiunea, eu nu pot intra în formula aici. Dar eu nu pot da răspuns. Soția putea să decide, și atunci, ea ce spunea. Exact. Și medicul mi-a spus, ieșiți, vă rog, afară. Și a rămas cu soția. Și medicul mi-a spus, hai că nu el, cred că el. Ți frică? Hai, zi, nu, soția, zici, n-are nimic a face, zici. Nu, eu nu pot face așa ceva, zice. Dacă va fi să mor, voi muri, zice. Dar eu merg la... Eu voi duce sarcina și voi naște copilul ăsta. Și medicul a zis, atunci, fie după credința voastră. Soția mea cel mai ușor a dus sarcina asta, cel mai ușor a născut copilul ăsta, a treilea, Daniel, la nostru. Și copilul ăsta, un băiat excepțional, și o armonie așa frumoasă în familia noastră și am avut o biruință așa frumoasă. Acum o întrebare care, sincer, îmi este cumva incomod să o adresez, dar pentru că văd că sunteți cumva foarte deschis pe toate subiectele, ați vorbit că sexul în căsnicie este inclusiv pentru plăcere. Ce părere are biserica față de sexul oral? Este păcat? Dorin, despre sex oral, sex oral nu este numit în Biblie, nu este numit așa sex oral, nu găsim termenul ăsta de sex oral în Biblie sau celelalte alte forme care sunt acum multe, dar în Biblie este un termen care e folosit de Apostolul Pavel, de apostolii folosit și este numit necurăție. Și iată, pentru grecii din vremea aceea, necurăție, termenul ăsta necurăție includea tot felul de practici de astea care ele deviază de la un act sexual normal. Ele deviază de aici. Și Apostolul Pavel le spune creștinilor să fugă de necurăție, le spune să se ferească de necurăție. În vremea aceea, când a fost scris Noul Testament, în primul secol, erau atâtea deviri și atâta cum... fel de fel de practici, inclusiv pe amfore desenau tot felul de lucruri de astea, multe lucruri care erau legate din chinările astea păgânii, care multe practici, deci nu sunt astea lucruri noi care au apărut azi. Deci ele au ca fost să punctăm, da. Sexul oral este un păcat. Da, deci ele, lucrurile astea se încadrează acolo unde spune că necurățile și spune niciun necurat, în sens cei care practică lucrurile astea, nu vor moșteni împărăția cerului. Divorțul. În ce situații este admis? Înțeleg că în cazul prea curviei și mai sunt și alte situații când este argumentat la creștini? Divorțul, atunci când cel necredincios, iată, din moment ce unul a hotărât că el urmează calea lui Hristos de plin, învățătura lui, celălalt nu-i de acord. Dacă cel necredincios vrea să divorțeze, se divorțeze. În împrejurarea asta, credinciosul nu este legat și el va putea să se recăsătorească. Fertilizarea in vitro este acceptată sau nu la creștini?
Nu, fertilizarea in vitro nu este acceptată pentru că fertilizarea in vitro presupune avort într-un mare număr. Avort în felul în care ea se face acum presupune avort într-un mare număr. Deci acolo sunt, în urma fecundării este neprobete, sunt produși mulți embrioni. Embrionii aceștia, numai câțiva din... sunt, de exemplu, implantați acolo în uterul femeii 10, după care merge reducerea embrionară, sunt reduși, lăsați, deci sunt avortați de acolo încă câțiva și noi credem că asta este omor, este un omor grav și nu putem accepta din pricina asta. Acum, în unele state, este principiul de a implanta doar câte un embrion. Așa zic ei. Sperăm să fie așa cum zic, așa zic ei. Poate, dar dacă poate un cuplu, domnule Vila, dacă un cuplu nu poate avea copii pe cale naturală și fertilizarea in vitro este unica soluție ca să aibă copilul lor din ovulul și spermatozoidul a mamei și a bărbatului, de ce să-i lipsești de această... Din pricina plăcere? Omorului este, din pricina că trebuie să facă, să consumi, să comită omor, din pricina omorului. Dacă n-ar fi omorul la mijloc, omorul celorlalți embrioni. Ceilalți embrioni sunt viață. Pentru noi ei sunt oameni de aceeași valoare ca și noi toți cei care stăm aici. Din pricina, noi nu putem accepta că vrem viața uneia cu prețul omorârii la 40-50. Un alt subiect controversat este homosexualitatea. Care este poziția bisericii față de homosexuali? Homosexualitatea este un păcat, este împotriva firii, este numită și spurcăciune, este numită și este un păcat grav. Cei care o practică nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar homosexualitatea, chiar dacă este un păcat grav, nu este unul care n-ar putea omul să capete eliberare de el. În Biblie, Pavel spune despre biserica din Corint că printre cei care erau credincioși în Corint au fost sodomiți, au fost malahi. Malahi ăștia erau acei care, homosexuali care la casele de prostituate pentru ei erau acolo. Deci au fost oameni care altă dată au fost așa, dar zice ei au fost curățiți, spălați, sfințiți prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și ei și-au trăit viața frumos și au intrat în împărăția cerurilor, oamenii aceștia. Este o alegere, asta am vrut să zic, este o alegere, o alegere a omului. Deci nu cum zice că s-a născut, că sunt niște geni presupus, nu știu ce, nu. Este o alegere, o alegere a omului, nu. Altceva este un lucru care se învață. Este ceva care se învață. Este o patimă gravă care se învață, care aduce grave consecințe în viața omului, numai decât aduce consecințe grave și la nivel, se învață? Și la nivel, da, și la nivel mental. Aduce grave consecințe. Se explică că de-a lungul existenței omenirii au existat homosexuali, un anumit procent și ei există și vor exista cu siguranță. Deci biserica nu ia în considerare acest procent. Ia în considerare și atunci unde păcatul ăsta este tolerat, promovat foarte mult, cum este acum în vest, se încearcă să fie promovat acolo, unde modul ăsta de viață este promovat, el foarte rapid se răspândește. Iar, de exemplu, acum într-un sondaj, la ăștia din state a fost un sondaj și cei din generația Z, sau cum zic, millennials ăștia, fiecare a șasele se identifică pe aici, în teritoriul ăsta. Cum de la un procent așa mic, câțiva ani în urmă, fiecare a șasele de acum se identifică aici. Apoi, asta e grav. Asta este o dovadă că este un mod de viață care se învață, un mod de viață care și care tare îi afectează pe oameni, tare afectează. Dacă la slujbă, în biserică, ar veni cineva și v-ar spune că este gay sau lesbian. Păi da, au venit. Cum ați reacționat? Cum am reacționat? Le-am vorbit din Sfintele Scripturi, i-am învățat cum să vină la Hristos. Am oameni care au fost gay, lesbiene și au devenit ucenici al lui Iisus Hristos. Adică acum nu mai sunt gay și lesbiene? Da, trăiesc în familie, trăiesc în
trăiesc în familie, bine. Mi-amintesc și acum, la o tabără, a venit o fată, o tânără, frumoasă, o păpușă de fată, nici prin cap să-ți treacă. Și i-am spus nici eu nimerit și cum a fost atrasă. Fata aceea o hotărât, ea și-a mărturisit păcatul, eu am învățat-o cum să depășească, cum să iasă de aici. Și, cum? Ce și acum are familie, are care soț, sunt sfaturile este care bine. Le dați pentru ca să depășească asta? Păi am vorbit despre nașterea asta din nou. Nașterea din nou, să se nască din nou. Să aleagă să urmeze în tot învățătura lui Hristos ca să poată primi iertarea de păcate, să primească Duhul Sfânt și apoi să poată trăi în învățătura asta. Și ea a crezut, a făcut, viața ei este total, total transformată și trăiește viața frumos și o trăiește cum înainte. Spuneți că era o fată frumoasă, nu te poți aștepta, dar lesbiene nu sunt doar fetele urâte. Nu, n-am vrut să jignesc pe nimeni, eu n-am vrut asta să transmit, pur și simplu am vrut să zic așa, în contextul că nu mă așteptam, o tânără, era o tânără, nu dar mă așteptam acum, așa printre ceva. Printre cei care vin la biserică, aveți homosexuali? În ce sens homosexuali? Nu. Care trăiesc așa? Da. Nu. Dacă am avut un caz când s-a aflat despre cineva că trăiește un astfel de mod de viață și a fost excomunicat. Pe bune? Da. Deci un homosexual a fost scos din biserică. Da. Tot așa cum ar fi fost excomunicat și un curvar sau cineva care... Da. I-am aplicat disciplina bisericească. Dar dumneavoastră nu credeți că este vorba până la urmă de încălcarea unor drepturi, a unor oameni care au altă orientare sexuală? Că acum se vorbește despre comunitatea LGBTQ+. Da. Ei sunt oameni care trăiesc într-un stat și au aceleași drepturi. De ce abordarea asta este cumva discriminatorie la adresa lor, din partea bisericii cel puțin? Biserica trăiește după învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. În învățătura Domnului Iisus Hristos suntem învățați așa să procedăm. Iată, de exemplu, spune un caz concret care a fost în biserica din Corint, a fost descoperit cu unul din cei care se numea creștini în Corint, el s-a descoperit că el trăia în incest cu mama lui vitregă. Când s-a descoperit asta, apostolul Pavel a spus în mod de urgență, omul acesta trebuie excomunicat din biserică. Și omul acesta a fost excomunicat și a spus cu el, creștinii nu mai pot întreține legături, nu mai pot avea legături cu omul ăsta, la o masă nu mai pot sta cu el. Păi, dar incestul e ceva diferit decât homosexualitatea. Păi nu, că el acolo spune toată lista pe urmă. Deci se încadrează acolo. Da, și el apoi pe urmă spune lista. El spune lucrurile astea și nu numai asupra păcatelor sexuale. Iar, de exemplu, spune defăimătorii. Cu defăimătorii nu poți. Defăimătorii nu pot rămâne în biserică. Ceea ce noi numim, cum numim noi. Da, defăimătorii. Da. Deci nu vedeți aici încălcarea drepturilor lor? Nici de cum. Eu m-am gândit deodată, iată acum la ONU, la adunarea generală a ONU, tare mult s-a vorbit despre schimbările astea climaterice, cum putem să le oprim? O să le oprim? Nu o să le oprim nicicum. Iată, astea sunt strâns legate între ele. Toate schimbările climaterice, deci nu stric numai de homosexualitate, multe altele sunt. Dar asta este o insultă la adresa lui Dumnezeu, este o necinstire a căsătoriei, gravă și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Da, Biblia scrie că oamenii Dumnezeu... se iubesc și vor să stea împreună. Căsătoria se face pentru ca ei să aibă anumite drepturi de moștenitor, de a putea avea un bun comun. Nu se fac pur și simplu din plăcerea lor de a sta în fața altarului. Căsătoria este între un bărbat și o femeie. Căsătoria instituită de Dumnezeu. Moartea și viața de după moarte. E un subiect atât de sensibil și vreau un pic să-l analizăm. Ce înseamnă moartea, domnule Filat? Moartea? Moartea înseamnă despărțire, trecerea într-o altă stare. Iată, moartea fizică înseamnă plecăm din lumea aceasta și intrăm în lumea cealaltă. La moartea fizică se despărțește sufletul omului de trup. Trupul merge în pământ, sufletul omului merge două destinații, numai pot fi. Nu există a treia, numai două. Dacă a fost cu Domnul Iisus Hristos, dacă a avut experiența aceasta nașterii din nou și a urmat învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, atunci sufletul merge la Domnul Iisus Hristos imediat. Dacă nu a fost, cei mai mulți, 99,9% care nu au avut experiența asta, atunci ei merg în locuința morților. Locuința morților este un loc sub pământ, este un loc de chin, un loc în văpaie, un loc unde așternutul este din vermi, vermii acoperă, și iată, acolo omul va aștepta până când va fi judecata cea mare a lui Dumnezeu. Asta e iadul. Deci asta e locuința morților, nu iadul vine înainte.
după ce vine judecata cea mare, vor fi judecați oamenii pentru faptele lor. Asta este în termenii noștri, un fel de căpăzea, știi ce era așa, înainte, camera predvărită în zăclucenie era. Până când omul ajungea să-i fie dat termenul, el stătea tot închis, dar până judecata se pronunța. Iată, asta este locuința morților. După judecata cea mare, cei care nu au avut parte de mântuire, ei merg în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua și chinul lor este veșnic. Deci asta nu este o stare, nu este anihilare. Asta oamenii trebuie să înțeleagă. Moartea nu e anihilare. Moartea, așa, acela iazul de foc și de pucioasă este numit moartea a doua. Deci este un chin veșnic. De unde ați luat asta? Pentru că nimeni de acolo nu are venit. Și care este argumentul? Pentru că există anumite versete în Biblie care spun asta, care au fost tot scrise de cineva care la rândul lor n-au ajuns acolo, n-aveau de unde să știe. E o interpretare până la urmă. Nu, lucrurile astea sunt scrise în Biblie, sunt scrise foarte clar, nu interpretare, nu sunt scrise în figuri de stil, nu sunt, sunt scrise clar, nu sunt în simbole și în alegorii. Ok, vă este frică de moarte? Nu. De ce? Pentru că eu știu unde merg. Eu la moarte plec la Domnul Iisus Hristos. Păi da, ați făcut multe păcate și gânduri ați avut. Păcatele mele au fost iertate, toate. Asta e marele privilegiu care l-am eu. Eu în ziua când am hotărât să fiu ucenicul Domnului Iisus Hristos, eu am primit o iertare de plină. Cei care mor, văd ce fac persoanele dragi pe pământ? Rămase pe pământ? Nu scrie nicăieri în Biblie că ei sunt omniprezenți sau omniscienți, cunoască toate locurile. Nu știm asta. Poate îngerii le transmit ceva, nu știm, dar nu putem. Dumnezeu este omniscient, El știe tot, El este atotștiitor, atotvăzător, vede toate lucrurile, dar cei care au plecat, nu știm despre ei, dacă văd, nu văd, nu. Ce părere aveți despre incinerare după moarte? Incinerare este la discernământul oamenilor. Nu hotărăște asta nimic cu privire la cel Biblia? Care... Nu spune nimic, că o fi una mai... Creștinii preferă să fie înhumare, dar nu este o problemă gravă incinerarea. Nu-i nimic, unii fac și incinerarea, nu are nimic de-a face cu... Nu va influența învierea, asupra învierii și asupra trupului duhovnicesc care îl va avea creștinul la înviere. Nu influențează adică asta. Nu sunteți categoric împotrivă. Nu, este la alegerea fiecăruia. Semnificația semnului 666. Care este? De ce atât de mult se vorbește despre această cifră? Că este menționat în Biblie. Este menționat în Biblie că atunci când va veni Antichrist, când va veni pe acest pământ, el îi va însemna pe toți oamenii care vor accepta să îi se închine lui, îi va însemna, îi va marca cu semnul acesta 666 pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și fără asta, ei nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde, deci ei intră sub un control total. Dar asta se întâmplă numai atunci când ei îl acceptă conștient, că unii azi se tem, că nu cumva să-mi pună cu vaccinul asta, nu, inconștient nu-ți va pune nimeni, nimeni nu va pune inconștient. Semnul ăsta va fi aplicat conștient, fiecare conștient va accepta, îl ia sau nu-l ia. Semnul ăsta și va fi într-o anumită perioadă de vreme, că tare multă speculă se face cu privire la... Oamenii sunt speriați de asta. Deci de creștini... oamenii nu își pun vaccinul pentru ca să nu le pună semnul ăsta 666? Unii, da, dar nu are nimic vaccinul cu semnul 666. Însă... Dar sună poveste, domnule Filat, sună așa... Sună a poveste? Antichrist? Vai, Dorin, sună a poveste, dar iată eu, de exemplu, am citit o știre acum dimineață. Am citit o știre că dronele, dacă noi le spuneam cuiva despre poveste, că dronele vor să fie poveste, noi vor fi, noi ziceam, asta sună poveste. Dacă mi-ar fi spus mie în clasa 9-a, 10-a, că vine era internetului și tu apuci, tu vei trăi în era internetului, eu nu-l credeam, eu am citit atâtea cărți fantastice, atâtea literatură fantastică, dar nicăieri n-am găsit conceptul de internet măcar. Eu aveam zic, nu, asta e povești, nu vorbe povești. Dar azi am citit o știre că asta, cum se numește, fac un fel de aparat zburător mai mic decât firul de praf. Ținge, băi? Și zice, ăsta are un chip. Va avea un chip. Azi am citit la știri. Îl găsești la știri, îmi dă. Găsești știrea care vă zic. Așa. Și zice, ele vor fi lansate roiuri. Chipurile astea. Deci chipurile astea nu-l vede nimeni. Praful. Noi nu vedem praful. Praful. Și chipul ăsta, zice, el va fi pentru
diferite, ei au spus acolo că îl fac pentru a detecta pandemiile, eu știu, nu știu ce, dar tot acolo un articol spune, dar chipul ăsta numai decât va fi folosit pentru spionaj, deci cu chipul ăsta vor putea inclusiv să injecteze o travă unde vor să o injecteze. Dumnezeule, am citit la știri acum. Mergem în zona teoriilor. Acum la știri, la știri MD, nu zori, nu. La știri MD nu e cea mai bună sursă de informare. Stai, că mi-a spus, nu mai știu unde, Stanford University. Ei lucrează. N-au generat ei știrea asta, au preluat-o de undeva, sunt site-uri care scriu tot felul de chestii. Dar vreau să explicați în continuare cu această 656. Cifră. Deci, cei care vor fi marcați, ce se va întâmpla cu ei? Cei care vor fi marcați, deci oamenii ăștia care vor fi marcați, în primul rând, cu oamenii aceștia, ei intră sub un total control al anticristului. Oamenii aceștia sunt total controlați economic, dar nu asta e cel mai grav. Asta e pentru o perioadă scurtă, 3 ani jumate, nu mai mult. Însă oamenii aceștia, ei sunt sortiți la peirii. Oamenii aceștia, ei merg și ei acolo în iazul de foc și de pucioasă, pentru ei nu este irreversibil asta. De-aia spune, faptul că ei au acceptat semnul ăsta este irreversibil, nu mai poate, înapoi nu există întoarcere. Pe creștini n-ar trebui să-i sperie aceasta, pentru că înainte de a veni Antichristul, va avea loc răpirea sfinților. Domnul Iisus Hristos va veni și îi va răpi pe toți cei care au crezut în El. Și cei care vor apuca să fie în viață atunci, ei vor fi răpiți la cer. Oamenii aceștia vor dispărea. Da. Curios. Ziceam, și o să repet încă o dată, eu și religia suntem două lumi paralele. Întrebările mele vin în partea, zic eu, rațional să înțeleg anumite chestii. Interpretarea asta este de ordinul, cel puțin pentru mine. Mi-e greu să o înțeleg și să o conștientizez. Tot așa, cu mie tare mi-e greu să înțeleg cum pot oamenii crede în Big Bang. Cum pot crede oamenii în teoria asta a unei mari explozii din care au apărut în jos? Cum pot să crezi așa ceva? Deci asta e o religie care întrece toate religiile. Dar cum a apărut Universul? Dumnezeu l-a creat. În 7 zile? Dumnezeu l-a creat, da. Vorbind despre pupatul icoanelor și închinarea la moaște, da. Ce e asta? Noi nu practicăm așa ceva. Ca să nu într-un area colegilor ortodoxi nu se supere ei pe mine, dar noi nu. Bun, eu am răspuns la întrebările astea. Nu practicați de ce? Noi nu practicăm că nu vedem lucrul ăsta biblic, îl vedem ba invers, îl vedem deviat de la învățătura. Deci nu vă închinați la icoane? Nu vedem primii creștini să fi practicat închinarea la icoane sau să fi practicat închinarea la moaște, nu. Nu, și noi nu practicăm astfel de lucruri. Enoriașii lasă bani la biserici atunci când vin? Da. Din propria dorință? Sau aveți anumite taxe stabilite? Nu, nu avem niciun fel de taxe. Dar noi totdeauna facem colectă la fiecare serviciu de duminică. Avem chiar 2 colecte. Câți bani se adună într-o zi de duminică? Într-o zi de duminică, poate să adune, cred că 30-40 de mii. 30-40 de mii de lei într-o biserică? Poate mai mult. Sunt generoși enoriașii? Foarte generoși. Unde merg acești bani? Unde merg acești bani? Iată, acum avem 2 proiecte mari. Bun, avem nevoile bisericii, misiunea bisericii. Noi ca și biserică activăm, iată, ca și biserică noi lucrăm cu peste 3200 de copii, sistematic. Asta e misiunea unde noi mergem, îi învățăm, îi ajutăm, îi facem, lucrăm cu oameni cu dizabilități. Avem multe proiecte de misiuni. Numai decât și suportul slujitorilor, care este hotărât de biserică. Și atunci, da, 2-lea proiect care îl avem, construim acum, am procurat o clădire, bun, încă trebuie să întoarcem multe datorii avem, dar acum amenajăm, o pregătim. Este chiar lângă piața centrală. Când va fi gata, urmăriți pe rețelele socializare, o să vă invităm numai decât. Și pentru clădirea aceasta și facem 2 colecte. Dar au fost cazuri când am făcut 3 colecte. Iată, de exemplu, noi am fost foarte receptivi la frații noștri creștini din alte părți. De exemplu, când au fost pe insula Lesbos, Ars, Tabăra Morea, cu refugiații. Noi am făcut o colectă și am trimis imediat o colectă. Am trimis acum în Myanmar, am trimis în Sudan. Din biserică trimitem oameni în Sudan. Totdeauna am pornit acolo un institut biblic și oamenii merg și ajută. Dar oamenii știu exact pentru ce donează. Totdeauna. Aveți un salariu? Cum funcționează mediul ăsta? Nu prea cunosc. Păi da, biserica e cea care hotărăște, deci când avem adunare, avem adunare anuală, unde biserica hotărăște. Și discutăm cu toți, noi toți, absolut toți membrii sunt adunați
și tare mult mă bucur. Sunt niște oameni deosebiți, niște oameni excepționali. Totdeauna când ajungem, trebuie să-i convingem pe oameni, că eu știu toate multele nevoi care sunt, să-i convingem. Oamenii vor ca slujitorii să fie susținuți, îi iubesc și iubesc slujitorilor, mă iubesc pe mine, tare mă bucur să fiu niște oameni deosebiți. Vorbiți liber despre asta? Care este salariul? O, da. De, lunar. Ce salariu păi lunar? Da, sau ce sumă luați? Bun, deci biserica îmi dă 2500 de lei lunar. Biserica mie și la ceilalți slujitori. Din ce trăiți? Din ce, care sunt din sursele ce bine, eu sunt și colaborator unii misiuni internaționale. Deja de 30 de ani eu sunt cu misiunea aceasta internațională. Coordonez misiunea în spațiul Eurasiei. Și atunci, bineînțeles, ăsta mi-este un suport care l-am și în cadrul misiunii. Bun, mai am și eu alte activități, caut și eu să-mi administrez bine lucrurile ca să am din ce să-i ajut pe alții, să pot ajuta și mă bucur. Sunt, da, sunt și instructor la taekwondo, am mai pornit mai multe școli, am pornit școală de engleză, școală de computere, mai multe, dar toate le-am făcut nu cu scop de a face bani, toate le-am făcut cu scop de a câștiga suflete pentru împărăția cerurilor, de a duce Evanghelia la oameni, de a avea impact pentru Hristos. Asta mă interesează și mulțumesc Domnului că pe parcursul anilor, unde mai greu, unde mai ușor a fost, dar Dumnezeu s-a îngrijit de nevoile mele și s-a îngrijit ca să-mi dea totdeauna capacitate să-i pot ajuta pe alții. De-aia tare mă bucur. Să-i pot ajuta, să mă pot implica în viața. Foarte frumos spuneți. YouTube-ul vă aduce ceva bani. Sunteți foarte activ acolo, YouTube-ul, pe Moldova Creștină. Da, arată parcă acolo ceva la statistici, arată ceva, dar nu cred că aduce așa mulți bani. Dar eu tare sunt recunoscător oamenilor care ne urmăresc, pentru că eu prezint proiecte diferite. De exemplu, acum construim deodată mai multe case de rugăciuni, construim niște săli sportive sau alte nevoi care le-am prezentat și tare mult mă bucur că oamenii sunt generoși și oamenii sunt gata să se implice. De exemplu, cartea care o țin în mână, așa o surpriză plăcută am avut, că pentru ca să tipăresc cartea am avut nevoie de niște resurse. Și am prezentat, am împărtășit nevoia cu cei care mă urmăresc, am zis, eu pentru voi eu scriu cartea, pentru toți. Și e oamenii, foarte bună copertă, aș zice. Da, da. Și oamenii foarte generoși. Chiar am primit așa o... Într-o zi am primit un mesaj. Domnule, câți bani vă mai trebuie ca să tipăriți cartea? Pentru cartea. Bun, eu împrumutasem, deja aveam tipărit. I-am spus sumă. O sumă nu mică, știi? I-am spus sumă. Zice, eu am vrut să vin acasă să-mi văd părinții și nu pot veni. Sunt în Canada. Nu pot veni și vreau banii ăștia să vi dau ca să acoperiți pentru casă. Am zis, mulțumesc, Doamnă, veniți vă rog să vedeți părinți, eu nu accept banii ăștia, părinții dumneavoastră au nevoie. Îmi scrie înapoi, domnul pastor, am eu bani pentru părinți când vin eu, din pricina pandemiei eu nu pot veni acum, dați-mi voie să ajut eu cu cartea asta, că eu am eu când să ajung la părinții, la părinții. Ce sumă a donat? A donat suma de 2100 de dolari pentru cartea. Eu am rămas foarte surprins să văd așa de frumos cum oamenii. Și eu cu prilejul ăsta vreau să mulțumesc la toți acei care urmăresc emisiunile, urmăresc video pe care le public, pentru faptul că ei sunt generoși, se implică și așa multe lucrări frumoase putem face, atât chiar și acum cu construcția bisericii. Apropo, biserica noastră e cu mulți tineri, familii tineri. Noi nu avem oameni de afaceri în biserică, dar ei sunt foarte generoși, ei se implică oameni din alte părți. Am putut așa multe lucrări frumoase să facem. Una, de exemplu, îmi sună odată un prieten, deaconul din altă biserică, zice, Vasile, când era tot, s-a început conflictul ăsta în Ucraina, acolo în partea de est, și zice, vrem să mergem acolo să ajutați, doriți să participați și voi cu biserica ceva? Și a spus, Volodea îl cheam, așa mă simt de rușinat. Eu, zic, care am prieteni acolo în partea aceea și eu nu m-am gândit, o trebuie tu să-mi spui de asta, mă sunt tare rușinat. Da, Volodea, numai decât participăm, azi facem anunțul. Și eu, înainte de a ieși la biserică, știi, câteva ori, cum obișnuiesc, eu pun pe YouTube, pe Facebook. Dragii mei, haideți azi, pe lângă colecta care facem, să facem o colectă și pentru oamenii de acolo, frații noștri credincioși de acolo, din Ucraina, care trec acum prin probleme, să-i ajutăm. Când vin biserica plină, când am făcut colecta, nu știu că s-au adunat, îmi pare vreo 1500 sau 2000 de euro. Eu așa de încântat și deodată au și venit oamenii, deodată au ieșit cei care au plecat și s-au dus și au ajuns acolo în Ucraina, am cumpărat, am mers, i-am văzut. Eu așa am primit o bucurie de la tot, de la să văd generozitatea asta așa frumoasă. Și chiar niște oameni minunați, minunați în biserica pe care o păstoresc. Sunt tare fericit să fiu pastorul lor.
Fumatul este un păcat? Oamenii își dăunează trupului lor. Folosirea cuvintelor necenzurate este un păcat? Da. Bisericile ar trebui să fie impozitate? Nu. De ce? Pentru că bisericile fac binefaceri, bisericile împlinesc o nevoie. N-au fost impozitate. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste. Când va fi sfârșitul lumii? După judecata cea mare a lui Dumnezeu. Până atunci mai durează, mai este încă. Minim, dacă vine Domnul Iisus Hristos, acum apoi minim încă 1.007 ani mai sunt până atunci. Evenimentul care îl așteptăm acum, venirea Domnului Iisus. Nu o să prindem acel eveniment. Nu, o să-l prindă toți. Cum se va întâmpla sfârșitul lumii? Cum se va întâmpla sfârșitul lumii? Pământul cu tot ce este pe el va arde, cerurile vor trece cu trosnet, vor arde, ca un sul, zice, cum strânge un sul, așa Dumnezeu le va strânge toate și Dumnezeu va face un cer nou, pământ nou, ceruri noi, unde va locui neprihănirea. Și, domnule Filat, ce contează cu adevărat în viață? Credința. Credința în Domnul Iisus. Asta credea. Credința. Dacă omul are credință, este fericit de plin aici pe pământ, indiferent de împrejurări, indiferent de starea lui, indiferent de orice. Fericirea pe care o dă credința adevărată, sănătoasă în Domnul Iisus Hristos, depășește orice. Și credința asta te conduce să intri în împărăția cerurilor, în fericirea veșnică. Nu poate fi fericire, nu poate fi bucurie fără credința adevărată în Domnul Iisus.